Bă, ce se... Bă, what? De ce am numai pizza pe jos? Și deja e ora 3? De ce n-a venit încă Andrei 2010 să mă întrerupă? Măi, e ceva ciudat, 100% nu e ceva în regulă. Bro, câte cutii de pizza pot să am în camera asta, e întrebarea efectiv. Nu se poate așa ceva, ok, oglindă, ca de obicei nu mergem. Bă, frate, unde Andrei? La PC nu e. A rămas logat pe Minecraft totuși, ok. Afară nu e, pe terasă, la asta nu e. Jos trebuie să fie, 100%, adică mereu îl găsesc. Bă, Andrei! Nu, nu l-am urmărit. Andrei! Andrei! Tom, unde e Andrei, efectiv? Știi cumva unde e Andrei? Ok, da, ai dreptate. Ok, Dingo. Andrei! Andrei! What? Ce n-ai? Un cor și un televizor? Bă! Ce faci, mă, aici? Andrei, de ce ți-ai pus un cort în fața casei și un televizor? Andrei? Andrei! Bă, alo! Ce faci, mă, dă-ți căștile alea jos? Da! Doamne, bă, frate! Deci, poți să te întreb și eu o secundă? O secundă te deranjezi? Poți să te deranjezi? Două maxim. Spune, am și o întrebare. De ce stai într-un cort în fața casei cu un televizor pus pe stradă? Pot să știu și eu? Gen, pot să știu chestia asta? Eu nu mai pot să stau în casa aia? Nu mai spune! Stai să ghicesc! Aud sunete? Bro, what? Ia dă-te jos, ia, vină puțin, ieși din cortul ăla. Nu știu ce se întâmplă, cum adică aud sunete? Gen, eu n-au niciun sunet, singurul sunet pe care l-aud e televizorul tău care face gălăgie, gen. Adică, nu știu, s-au întâmplat multe chestii în casa asta. Andrei, nu-i de parcă nu stăm aici de ceva? Ba, a fost bântuită. Așa și? Am rezolvat, gen, nu? Adică, care e problema? Uite, a dispărut Marius, că unde e? Bă, chiar, Marius! Wait a second. Mariusică. Bro, Mariusică. Bro, Marius. Ok, ai puțină dreptate, gen. Chiar nu știu unde a dispărut Mariusică. Fun fact. Numai că... Ok, și acum ce faci? O să trăiești într-un cort tot restul vieții și gen o să te uiți la televizor? Pe stradă? Bă, n-ai vrea... Să ne mutăm? Stai să mă... Nu. What? De ce să mă mut? Doar pentru că auzi tu sunete și... ia stai să ghișezi. Vezi și OZN-uri, nu? Ai mai văzut și OZN-uri pe cer, nu? Cumva? Cred că da. Bă, Andrei, nu, 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 nu. Faci... pur și simplu faci mișto în momentul ăsta. Deși Mariusica, da, într-adevăr. Chiar chestia aia cu Mariusica e scary, da. Uite-te și tu câtă casă avem. Ce casă frumoasă avem. Și tu stai într-un cort și vrei să plecăm de aici, facem altra. Ok, câți bani ai la tine în momentul de față? Câți bani ai în conturi? Vreau să știu. Atât vreau să știu. Câți bani ai tu în momentul acolo? Zero. Mm-hmm. Știi cât am eu? Vreau... Facem rost. Știi cât am eu? 2. 0 plus 2? 2. Deci cu 2 dolari nu prea avem ce să facem, Andrei. Maxim să stăm amândoi în cortul ăsta, gen. Vindem casa... Dar putea să fie o idee. Nu, Andrei, hai, lasă prostile. Ia-ți cortul ăsta, ia-ți televizorul și bagă-le în casă. Mă întorc în 5 minute. Dacă nu le găsesc băgate în casă, ți le bag pe gât. Hai, pa! Ha! Bă, frate, s-a făcut noapte. Ce tot face, mă, Andrei? Bă, am filmat 10 clipuri și... Mă, ăla încă nu s-a... Ăla încă nu s-a mutat în casă, mă. Nu-mi spune că încă e afară, că eu refuz să cred. Bă, frate, deja e... Ia uite-l, bă! Alo, fițar căștile să-ți fi... Băi, Andrei, ce faci, mă? Nu ți-ai zis să te muți în casă cu cortul și cu televizorul, că altfel ți le... Efectiv, te fac... Nu mă mut în casa asta. Nu mai stau. Bă, Andrei, da, am și o întrebare. Ce crezi că se gândesc cu oamenii care trec pe strada asta și văd un Andrei 2010 care stă pe mijlocul străzii într-un cort cu căști și cu televizor, gen? Ce părere? Nu mă interesează? Bine, ok, ok, bine. Bă, frate, dar... Bă, plouă, frate, dar plouă ca lumea. Aoleu, nici nu pot să ies că mă plouă. Bă, mă, bă, trei în cort. Că e în cort. Ia stai că mă duc la el. Ia stai că mă duc la el. Ia, cică, bă, ia stai că mă duc la el. Mamă, dar cum eu ies eu, mă, așa? Ia stai așa, să văd dacă am vreo geacă, ceva. Bun, stai să-mi iau geaca mea și umbrela. Să vedem, mă, ce face la mă. Bă, fratele meu. Ia. Bă, Andrei, ce faci, mă, băiatule, bă? Plouă, bă, băiatule. Aoleu!
Băi, ce faci, mă, ți-ai pus campfire? Ce faci, mă, Andrei? Lasă-mă. Bă, Andrei, hai mă în casă, te rog, că nu e nimic bântuit, ce își faci? Omuleu! Bă! Andrei, bă, gata? Bă, nu mai suport. Hai în casă, Andrei, hai. Hai în casă, hai să ne mutăm, nu. Hai în casă, Andrei, hai în casă. Te rog, bă, hai în casă, Andrei, că răcești, Andrei. N-am mâncat nimic azi. Bă, intră în casă, frate, ai pizza, ai apă, ai tot. Intră în casă, Andrei, intră în casă, că răcești. Hai să ne mutăm. Bă, fratele meu, deci tu vrei să-mi spui că tu nu mai pășești niciodată în casa aia? Doamne. Bine, mă, hai, ne mutăm. Dar mâine, hai să dormi, hai să mănânci, hai în casă, hai, dorm în cort. Andrei, nu poți să dormi în cort. Nu poți, pur și simplu. Efectiv, nu poți. Ba da, uite, am umbrelă. Bă! Oh my god, ok. Oh my god, bă, băiatule. Bă. Bă. Bă, nu, hai, hai să dormi. Hai, 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 hai în casă. Hai să mănânci, hai că nu, nu se mai poate așa, Andrei. Ok, bun. Haide. Bine ai venit acasă, hai, ne mutăm. Dacă tu crezi că casa asta e bântuită, ne mutăm. Dar hai în seara asta să mănânci, să-ți faci o baie, să... uite, pizza, frate, că ai zis că ți-e foame. Vino, hai, mănâncă. Doamne, frate, bă, nu se poate, mă, cu pumul ăsta. Doamne, bă, ce zi, efectiv. Bă, ce, bă, ce faci, mă? Ce faci, mă, Andrei? De... ce? Ai camera ta, poți să dormi în patul tău. Ce faci, mă? Ce care e? Mi-e frică să dorm sing... Doamne. Ți-e frică să dorm singur? Da, ok, bine, hai, hai să, hai să dormim, hai să dormim. Am scăpat. Bă, fratele meu, deci nu înțeleg. Ia. Bă, ce, ce vrei, mă, nu pleca? Bă, Andrei, nu pot să dorm cu tine, că-s forei. Bă, Andrei, ce faci, mă? Neața? Ce? Bă, Andrei, tu ai dormit măcar o secundă noaptea asta? Nu? Doamne, bă, băiatule. Ești nerăbdător, nu, nu mai ai răbdare să ne mutăm. Ești cel mai hype om din lume. Nu mai am? Hai, bine, mă, hai să mergem. Bă, ce? Ce se întâmplă? Ce? Păi, Andrei, tu ai pus astea? Da? De ce ai pus TNT-uri în toată casa? Păi, dacă tot scăpăm de ea... Bă, frate, ce drumuri au ăștia pe aici, bă, frate. Bă, erau mai multe drumurile în orașul nostru, dar mă rog, tu ai insistat să mergi la mall, că ți s-a făcut ție foame de Mac. Normal, bă, n-ai mă cum să... Mi-e foame că... că ce? Că ieri n-am mâncat nimic? Păi cum n-ai mâncat pizza de aerup după? Ai uitat deja? Sau cum? Păi în afară. A, pentru tine gen 5 pizze nici nu se pun, gen îți ajung așa, maxim pe o măsea, gen. Adică despre ce vorbim? Am uitat cu cine vorbesc, cred. Adică, să fim serioși, era trecut de 12 când am mâncat pizza. A, ok, bun. Ia coboară și spune-mi și mie la parcarea asta cu spatele cât să-i dau. Hai. Coboară și zi. Cât? Zi, 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 zi. Dă-i, 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 dă-i. Ok. Îi dau. Mai merge? Stop! Gata, șeful! Ia să vedem cum... hai că am parcat-o bine. Bine, mă, Andrei. Bă, dar fii atent! De data asta nu mai faci șir, că și așa cred că ești căutat sau ceva în mall-ul ăsta de data trecută când am fost. Adică sper că nu plănuiesc să-l mai bubui. Ok, să vedem. Bă, dar cred că ar trebui să faci și niște cumpărături de casă nouă dacă stau să mă gândesc. Nu? Practic, logic. Ok, ia stai așa. Mergi la temeiul ăsta. Ok. Bun, stai așa să scot niște bani. Ok. Scot efectiv tot ce am pe card, adică cei 2 dolari... Am mai mult de 2 dolari totuși, adică nu-s chiar atât de sărac, dar scot cât am, na. Ok, bun. Bă, am scos cam tot ce am, aveți mai ceva pe card, aveți poate, cine știe, poate ai vreo surpriză. Poate chiar ai ceva pe card. Ok. O, vezi că are Andrei 2010, bine cu YouTube-ul, merge bine, a? Bine, mă, Andrei 2010. Ia, bă, aparent am. Dar cât ai, mă, că ai, tu ai mai mult decât mine, ești nebun?
Frate, bă, cât mai scoți, mă? Bă, Andrei, cât, bă, ai zis că n-ai nimic pe cart, frate, e deja noapte, cât mai scoți? Mai am? Doamne! Bă, Andrei, a început să plouă, au trecut 5 ore de când scoți bani de la ATM, cât mai ai pe cardul ăla, gata? Ok, hai să mergem, te... What the... Bă, frate, Andrei, da, scuze-mă că te întreb, da, de unde ai banii ăștia, frățioare? Adică, gen... Ultima dată când mi-ai arătat, am strâns. Ah, ok, da. Să cumpărăm casă, are sens, are sens. Și ți-am dat ție, da, da, mersi, mersi. Stai să, stai să vedem pe unde urcăm la, la restaurante. Oh, oh, wow. Bă, wow, scara asta chiar urcă singură, gen. Ok, bun. Hai, urcă, urcă, urcă înapoi aici. Ți-am dat ție că tu cumperi casă, că eu sunt minor. Da, 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 ok, cum zici tu. Bă, știi ceva? Mereu mi-am dorit un pește, sincer. Mereu am vrut să-mi iau un pește. Ia stai puțin. Fish of plenty. Mamă, câți pești au ăștia la mall, ești nebun. Bă, frate, wow. Da, cred că vreau un acvariu. Da, 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 da. Mamă, bă, uite cum arată astea, ești nebun. Wow, bă, și eu vreau. Mamă, cât de mișto sunt. Wow. Chiar sunt șmechere. Asta? Ăștia? Tropical fish? Da, 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 ăștia, 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 ăștia. Puta, și ăștia sunt interesanti. Wow, tropical. Bro, ai o filie de pizza? Uite, se. Ce? Hai o dată. Stai, mă, că mă uit aici la pești. Uite, mamă, și pe partea asta ești nebun. Bă, îi luăm pe aia. Stai, mă, că hai că mi-e foame. Bine, 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 hai că îi luăm după, îi luăm după, îi luăm după. Hai să vedem unde-i mâncarea. ATM. Asta, n-am nici amică de aici. Se întâmplă acolo. Ok, n-am să întreb de ce domnișoara asta merge așa. Food, ok. Oh, wait a second. Ah, ok. Bun, hai să mergem pe... Andrei, nu, 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 nu. Andrei, stai o secundă. Nu, 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 întoarce-te, te rog. Nu, nu, nu-i nimic de văzut în față, nu. Întoarce-te, nu-i nimic. Nu, Andrei, nu-i nimic. Nu, 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 Andrei, nu, nu! S-a terminat, gata. Deci s-a terminat cu molul ăsta. Bă, Andrei, dai mă, nu pizza, că avem pizza și acasă. Am mâncat pizza non-stop, am venit pentru complet altceva. Nu mâncăm, ba da, hai, pizza. Bă, Andrei, nu o să mănânci pizza. Și cine o să mă oprească? Bă, Andrei, bă, ce faci, bă, nu. Da. Eu v-am zis de ce numere cu Andrei, nu-mi zice la mol absolut niciodată. Cred că acum se poate înțelege. Și cum te simți, Andrei, după ce ai dat toți banii pe care i-ai luat de la ATM pe daune pe care i le-ai făcut l-ai făcut la pizzeria aia, gen? Cum te simți? Ha? Te simți bine? Mm-hmm, da, 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 pot să-i fac înapoi. Hai să te văd cum îi faci înapoi. Să te văd. Ok? Bine, mă, hai. Bă, unde pleci, mă? Uite. Bine, mă, hai să te văd cum îmi faci înapoi. Am venit la cumpărături, nu mai am treabă cu tine. Mă, cred că ar trebui să fac și niște paste, deci ar trebui să iau... A, dar stai că... Cred că spera eu nu ăsta. Mă, what the... Mă, ce... Andrei, ce faci, mă? Vă rog, aveți grijă? Podeaua e umedă. Ce, mă? Bă, Andrei, stai, mă, ce? Bă, Andrei! Andrei! Bă, oprește-mă, ho! Bă, Brăila! Ce faci, mă, Andrei? Te-ai angajat la supermarket ca ăsta de spală podelele. Ce doriți, domnule? Bă, Andrei, ce se întâmplă efectiv? Acum două secunde ți-am zis că... Că ce? Fac bani înapoi. Ok. Mă lași fără cuvinte, efectiv, deci... Faci tu cum faci și mă lași speechless. Ok. Spor la job, Andrei. Facem paste diseară, ca idee, să știi. Doamne, frate, n-ai să vezi așa ceva. Ok, mișcați-vă că trebuie să curăț. Da, cred că astea sunt toate cumpărăturile. Păcat că o să trească să fac ceva gen rate la bancă, pentru că Andrei a decis să dea toți banii pe care i-a scos pe daune morale la pizzerie. Da, desigur, nicio problemă, absolut nicio problemă. Ia să vedem. Ok, băgăm și noi coșul aici. Ok. Ce? Pe unde era ieșirea? Și în primul rând, unde e o toaletă aici? Ok, cred că mâncarea asta o să-mi ajungă pe cel puțin o săptămână. Mă rog, o să ne ajungă. Wait, what? Bro, ce... Paznic? Circula, circula... Ok, 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 gata. Nu înțeleg. Ce se întâmplă? Andrei a avut 3 joburi în ultimele
Ok, care era baia băieților, gen? Ok, cred că pe aici ar fi baia băieților, presupun. Adică are cel mai mult sens, ok. Da. Andrei, îmi poți explica și mie, în primul rând, de unde am avut bani să închiriem o mașină toată ziua și de unde am avut bani să ne mutăm într-un cartier atât de mare, gen? E decapotabilă, ok. Și casa care e? Că tu știi, că tu ai cumpărat, gen. Care e casa? Asta? Ah, ok, nu e chiar atât de micuță sau ceva. Adică e destul de mic. Nu asta, dar care? Care, mă? Asta. Andrei, efectiv te uiți încolo, nu-mi dau seama. Asta! Ești de pula cap! Bă, băiat! Ok, hai să vedem dacă măcar merită, I guess. Mamă, băi, ești de munce mișto, ei, nu te cred. What? Mamă, cât spațiu avem aici, putem să ne facem aici studio, să ne aducem calculator, toate alea. Avem sus? Ce avem sus? Eu ziceam de calculator. Avem sus? Wait, what? Ce? M-am ocupat? Bă, frate, ce e aici? What? Ce? Ce? Vreau să văd sus. Vreau să văd ce e sus, efectiv. Deci nu-mi spune. Nu-mi spune. Nu-mi spune. Nu-mi spune. Nu-mi spune. Nu-mi spune. Unde? Aici? Wow, cum se vede, efectiv. Băi, direct penthouse de la cam filme, ești nebun. Ia vino. Oh my god, ăsta-i setup-ul meu. Ăsta-i... Băi, efectiv ăsta-i fix setup-ul meu din viața reală. Ăsta-i microfonul meu. Tastatura, efectiv aceleași lumini pe... Nu te crezi, ăsta-i setup-ul tău. What? Bro, cât a patul, efectiv. Wow, simulator! Ma... Andrei, de unde ai avut bani de toate astea? Vreau să știu de unde ai avut bani de toate... Păi ce? Am făcut un împrumut? Andrei, ce împrumut ai făcut? Andrei, ce împrumut ai făcut la bancă? Adică, nu prea înțeleg, am făcut o rată. Ce rată? Ce rată, Andrei? Ce rată ai făcut la bancă? Asta mă interesează. Am avut o ofertă avantajoasă. Tu vrei să-mi spui în momentul de față că ești efectiv în datorii? Adică suntem în datorii la bancă? Andrei, vine apartamentul. Casa, nu, orice ar fi asta. Da, dar n-ai tu treabă că... Că ce, Andrei? N-avem bani să plătim. Am de unde să plătesc? Pe cum? Cum efectiv poți să faci o rată pentru o asemenea casă incredibil de mare și să n-ai de plătit? Explică-mi. O să vezi că a fost super bună oferta? Ok. Mă, sigur nu mă minți? Gen, 100% nu mă minți? Da, sigur? Ok, presupun 100%. Bine, Andrei, ok, cum zici tu. În orice caz, bă, eu nu știu, sunt extrem de fericit cu setup-ul ăsta. Adică nu vine să cred că e al meu, efectiv. Adică, bă, exact al meu, e chiar tare. Bă, Andrei, bate palma, mă. Bă, nu pot să cred că avem o asemenea casă. Și dacă zici că ne și permitem și mai bine. Patul ăsta este absolut incredibil. Mă rog, ăsta este patul meu. Tu dormi absolut oriunde altundeva. Tu poți să dormi pe canapea, gen. Tu poți să dormi aici, gen. Ai pat de două persoane? Păi da, și eu fac două persoane. Probleme, gen? Care e problema ta? Că nu înțeleg. Grasule. Bă! Ok. Uite, tu poți să dormi pe scaunul ăsta. Ce părere ai, gen? Poți să dormi pe scaunul ăsta în hall, gen? Ce părere ai? Pizza? Nu încă. Bă, hai să ne mai uităm la par. Oh my god, avem cabină de duș. Dă-te încolo. Mamă, nu pot să cred, logic. WC-ul. Wow, se și deschide, are și soft close. Cum te speli dacă n-ai cabină? Da, bună întrebare. Mamă, chiuvetă. Mamă, băi, eu sunt atât de fascinat de lucruri pe care nu prea le aveam neapărat în cealaltă casă. Și frate, cum e sufrageria asta? Păi, dar e imensă. Wait, what? Bro, ce-s camere? De ce sunt mai multe? Andrei, de ce sunt mai multe setup-uri? Ce? Andrei, de unde am avut studio? Bro, de unde ne-am permis așa ceva? În caz că vin prietenii? Scuze-mă, dar n-am prieteni gen PewDiePie sau YouTuber de ăștia gen MrBeast. Gen, nu prea am prieteni de genul, țin să te anunț. Le așteptăm pe Insanity la noi? Bă, ok, o să-i transmit. Uite, mă, ăsta-i patul tău. Tu dormi aici, în camera ta de producție, gen, știi? Adică, are mai mult sens, ok? Ar trebui să petrecem pentru noua casă?
Bă, n-ar fi o idee neapărat rea, adică un fel de petrecere aniversară, gen, nu aniversară, de casă nouă, mă rog, gen, ceva. N-ar fi neapărat rău, dar gen, cu ce am putea petrece? Oh, ok. Bă, frate, ce mobilă mișto ne-au lăsat ăștia, deci efectiv ne-a lăsat, efectiv, până și ceasul ăsta, 100% pot să scot cel puțin. Bă, vino că a venit comanda de pizza? În sfârșit putem să petrecem! Andrei? Câtă pizza ai comandat? Bă, stai mă, cât mănânci! Bă, stai mă, lasă și mie! Oh my god, Andrei, cred că tu nu ești sănătos la cap. Andrei, oprește-te! Andrei! Andrei, oprește-te! Andrei, nu poți să mănânci atâta pizza, efectiv! Andrei, ai mâncat deja 10 pizza? Câte? Am mâncat 15 pizze! Andrei, oprește-te! Stop! Andrei? Andrei, oprește-te! O să ți se facă rău, efectiv! Dă-te, bă, din drum! Efectiv, frate, nu po... Andrei, nu e sănătos la cap. Ah, ce zi minunată. Băi, a trecut cam 30 de minute, o jumătate de oră. Cred că ar trebui să-l verific pe Andrei, să văd dacă a mâncat toate pizzele, nu de alta, dar îl cred în stare. Bă, Andrei, ce... Bă, Andrei, ce... Andrei, de ce arăți așa? Andrei, cred că trebuie să te oprești. Andrei, cred că trebuie să te oprești. Gen, cred că... De ce? Ești... Puțin cam prea lat, gen. Puțin cam... Nu, stai. Bă, efectiv... Bă, ce faci, mă? Bă, ce mă, ce-am făcut? Am luat și eu câteva felii. Nu te atinge de pizza mea? Bă, Andrei, stai mă puțin. Bă, Andrei, fiți iar pizza. Bă! O, frate, omul m-a aruncat de la etaj efectiv pentru niște pizze. Bă, Andrei! Andrei! Andrei, ești bine? Andrei! Andrei! Ce ai făcut, bă? Nu mă simt prea bine. Da, cred și eu, n-ai mâncat decât vreo 13.000 de pizze. Andrei, ești ok? Ai nevoie de orice gen. Oricum n-am nimic să-ți ofer, deci nu sunt. Nu sunt ok? Păi și ce să facem, gen? Vrei la spital? Sun la medic? Ce fac? Explică-mi. Ce simți, efectiv? Cheamă ambulanța? Ok, n-am telefonul. Dar stai, ce? Ce? Andrei, nu mai e timp de stat. Cred că mai repede mergem la spital, sincer. Adică e destul de aproape. Nu înainte să mănânc alea două pizze din... Bro, what? Hai, Andrei, urcă mașina, Andrei. Mergem chiar acum la spital, bag viteză. Aolo, mamă, bă, a trebuit... Stop, ce s-a întâmplat? Ce-ai pățit? Ce-ai, Andrei? Mi-e rău. Andrei, trebuie să mergi la spital. Bă, Andrei, nu-i departe. Mi-e rău de mașină. Ok, atunci vrei să o iei pe jos, gen, la spital? Ce părere ai de chestia asta? Îți convine așa? Nu știu, nu? Andrei, trebuie să mergem, n-ai? Și dacă te lua cu ambulanța, mergea, gen, că nu poate să zboare ambulanța. Oh my god, stai, mă învârt în cerc. Încotro era spitalul, frate. Deschide și tu GPS-ul ăla, te rog, dacă poți. Oh my god, frate, te-am pus eu să mănânci 5.000 de pizze. Ce te apuca, mă, bă, zici că n-ai văzut pizza în viața ta. Înțeleg că iubești pizza, dar nici chiar așa, Andrei. Nu e ok. Oh my god, bă, mamă, de unde tot apar mașini, bă, dați-vă că avem o urgență aici. Oh my god, frate, uite-te și tu, ce drum e asta în primul rând? Acum trebuie să conduci și ambulanță, eu te-l pot stau cu mașina de pompieri, mi-e rău. Te cred, Andrei, dai am conduc o ambulanță la viteză maximă. Ăla e spitalul, ok, perfect. Bun. Bă, ce vrei, mă? Doamne, ferește, bă, băiatule. Putem să oprim la pizzeria de la colț mai întâi? Andrei, cred că, efectiv, cred că vrei să nebunesc, efectiv, după ce că merg pe aici ilegal. Domn doctor, dați-vă! Ok, bun. Stai, trebuie să parchezi cu spatele. Doamna asistentă, aduce targa, vă rog. Haide, Andrei, mergi. Ok, oprește aici, bun. Doamna asistentă, am primit apelul dumneavoastră, ce a pățit? Ajutor. Andrei, n-ai vrea tu să-i spui asistentei ce ai pățit și ce ai făcut? Ia, hai să te împing puțin mai în față. Hai, puțin. Așa. Așa, da, urcă-te direct pe masă, na. Povestește-i, te rog, ce ai pățit ca să înțeleagă despre ce e vorba aici, te rog. Am mâncat prea multă pizza. Ce părere aveți, doamna asistentă? Ok, sala 2. Bun, Andrei, hai, auzit, hai. Mergi încolo. Mergi și fă prima la stânga, hai. Prima la
Stinga, perfect, bun. Dă-i în față și urcă scările. Mamă, o să fie tare rău să urcă în scările, n-am ce să zic. Henry, ușor, ușor, ușor. Ușor, 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 ușor. Andrei, cum poți, mă, să... Doamne, bă, băiatule, nu se poate, ajutor. Cum mă să dai speedrun pe scări? Ți-ai zis să fii atent. Doamne. Domnule, nu, nu, efectiv nu vedeți nimic aici. Hai, hai, Andrei, hai, fără să cazi de data asta, dacă se poate. Bun, stai, stai, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, sala asta, hai. Mergi, dă-i, dă-i și prima la dreapta, cred. Nu te urca, nu, nu, a doua la dreapta. Ok, între timp uitându-se oamenii. Dreapta, dreapta, Andrei, știi care-i dreapta? Intră acolo, ai zis a doua, păi e, asta e a doua. Dă-i, 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 dă-i. Cred că s-a produs o neînțelegere. Am fost chemați... Ai... Da, exact asta ziceam și eu. Andrei, du-te imediat pe patul ăsta, gen... mă duc să vorbesc cu asistenta sau cu medicul sau nu știu cu cine o să vorbesc. Ah, chiar aici era. Doamna asistentă, e grav. Ok, ok, am înțeles. Mulțumesc. Ba, Andrei, am o veste proastă. Am o veste bună și una proastă, actually, dacă stau să mă gândesc. Că... gen, două vești. Începe cu aia bună. Bun, în primul rând vreau să te întreb de ce ai o găină în salon. Asta, deci, doamna asistentă, mie nu mi se par condiții atât de favorabile pentru un pacient, sincer, să aibă găini în sală. Ok, nu contează, Andrei, vreau să fie găina mea. Ok, Andrei, vestea bună, Andrei, uite-te la mine, vestea bună e că nu este o urgență și nu este un caz grav. Deși, copii, nu mâncați niciodată cât a mâncat Andrei, acesta este doar un joc. Dar, vestea proastă este că... domnul medic este plecat și nu poate să te consulte nimeni. Și ar mai fi o veste proastă dacă stau să mă gândesc. Andrei, eu voi fi medicul. Nu! Ok, Andrei, hai să vedem tempera. Băi, stai mă, ce faci? De ce dai în mine? Lasă-mă. Andrei, nu ți era rău, nu ai zis să mergi la spital, gen what? Ok, hai să ți ascultăm inima, hai să vedem, Andrei, deci hai să vedem. Băi, ce? Nu vreau să fii tu doctor? Andrei, ok, trebuie să vedem dacă ai tensiune. Andrei, nu mai da în mine că eu nu mai fac nimic, efectiv. Gen, pe bune. Eu vreau să te ajut aici, adică nu sunt eu neapărat un doctor. Vreau un doctor real. Ok, revin. Ok, Andrei, acum sunt un doctor real. Bună ziua. Doamne, el chiar crede că sunt altă persoană. Bună ziua, domnule, cum vă cheamă, cum vă numiți? Andrei, ok, domnule Andrei, și spuneți-mi ce vă supără, ce vă doare, ce vă... ce probleme? Stomacul? Ok, am mâncat. Ce ați mâncat, domnule? Am mâncat, ok, 1000 de pizzai. Ah, ok, ok, înțeleg. Doamne, voi chiar realizez cum cred că... da, ok, domnule Andrei, nicio problemă, vă rog, dați-mi voie să vă iau temperatura. Ok, bun, temperatura e în regulă, haideți să vă ascult și inima. Ok, ok, bun. E, pare totul în parametrii normali. Tensiunea, azi, vă rog, dați-mi brațul, vă rog. Bă, ce s-a întâmplat, domnule? Dar asta e puțin. Ce s-a întâmplat? Semen cu aisele? Nu, domnule, mi s-a mai spus, dar nu, 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 nu am nici legătură. Haideți să vă luăm tensiunea, vă rog, dați-mi brațul, vă rog. Dați-mi, da, ok, dați-mi brațul, vă rog. Ok, mulțumesc. Vă rog să nu vă mai jucați cu patul, pentru că s-ar putea să-l stricați. Ok, bun, totul este în regulă. Cred că v-a mai trecut, ați fost la baie cumva? Ați fost la baie în tot timpul ăsta? N-am fost? Ok, cred că următoarea dată când o să mergeți o să se rezolve. Numai că mai am un singur lucru de spus. Trebuie să vă mai spun ceva. Andrei, eram eu în tot timpul ăsta. Cum să crezi că sunt doctor sau că a venit un doctor random efectiv? Ce? Nu, deci n-ai cum. Aolo, cât mai stăm o... Bă, măcar mi-au rămas astea de la doctor așa că o să le păstrez ca suvenir, cred. Cât mai are ăsta, mă, că l-aștept în fața spitalului de 3 ani jumate. Hai, bă, ia uite-l cum vine. Ia uite-l ce sprinten e. După 1000 de pizze. Salut, Andrei, ce zici? Domn doctor aici. Gata să te duc acasă. Mai nou și taximetrist. Da. Ia zi, Andrei, mai mănânci pizza vreodată în viața ta, gen? Asta e întrebarea mea. Asta vreau să te întreb. Nu știu. Aha, da. Mă gândesc și eu că o să-ți dea de gândit puțin întâmplarea asta. Bă, dar cum să crezi că efectiv dintr-o dată sunt doctor, că merg și ilegal pe aici? Efectiv, cum să crezi că m-am transformat în doctor? Păi, pe ce, aveai mască și... Da, ok, Henry, nu mai zic nimic. Pălării, hedaia, da, da, are sens, n-am ce să zic. Băiat, inteligent tu așa de fel.
Bă, Andrei, am schimbat mașina. Cred că ar trebui să mai facem niște modificări la casă, dacă stau să mă gândesc. Mă rog, avem acum practic gen două mașini, dacă stau să mă gândesc, pentru că nu am schimbat-o neapărat. Bă, nu știu ce să zic. Cum adică nu știu ce să zic? Andrei, trebuie să luăm mobilă. Trebuie să mai luăm niște chestii pentru PC-uri, pentru că chiar dacă avem foarte multe setup-uri, nu cred că avem cum. Păi, gen, cum adică? Adică de ce să n-avem? Care e problema? Păi ce? Că nu înțeleg. Care e problema? În legătură cu rata aia. Ai zis că nu e problemă, nu? Că ai făcut ceva, ofertă super avantajoasă și... Adică nu e problemă de bani și de rata aia. Adică nu ar trebui să o băgăm în seama. Hai, mă, Andrei. Pe bune, adică... În primul rând, deci ne folosim de toți banii pe care i-au luat de la rată. Și facem... Da, n-am citit contractul tot. Wait a second, Andrei, ia vino puțin aici. Cum adică... Wait a second, stai puțin. Ce? Andrei, ia te rog un loc pe scaunul inexistent, care apropo unde a dispărut? Pot să știu și eu unde a dispărut scaunul care era fix acolo unde stai tu, gen? Cred că deja ne ia mobila. Cine să ne ia mobila, Andrei? Stai, ce contract n-ai citit? Andrei, ce contract ai semnat? Ce rată? Adică, ok, mi-ai zis că e o rată avantajoasă, dar gen, de ce dintr-o dată e o problemă rata? Am citit? Ok, și ce zi? Credeam că ce? Efectiv 20.000 pe lună e 20. Adică 20 de... Oh my god, tu credeai că 20... Deci tu efectiv ai crezut că în loc de 20.000 de dolari pe lună trebuie să dai doar 20. Deci tu credeai că trebuie să dai... Deci tu vrei să-mi spui mie că tu în contract ai crezut că tu trebuie să dai doar 20 de dolari și tu în realitate trebuie să dai 20.000. Am zis că e avantajoasă. Ai, dă capul meu, Andrei, nu pot să te cred. Nu-mi spune. Deci nu îmi spune. Nu, deci nu îmi spune, te rog de... Andrei, Andrei, unde a dispărut televizorul și consola și canapeaua și seta? Bro, calculatorul, PC-ul tău! Andrei, ce se întâmplă? Ce, a venit banca să le ia deja? Nici nu mi-au lăsat harddisc-ul? Oh my god, Andrei, în ce m-ai băgat? În ce ne-ai băgat mai degrabă? Bă, băiatule, bă, nu te cred. Asta înseamnă că o să vină să ne ia și mașina, o să vină să ne ia și casa, o să vină să ne ia tot! Andrei, trebuie să facem ceva în privința asta. Rezolv, cum rezolvi? Trebuie să facem ceva în privința asta, Andrei. Tu trebuie să dai 20.000 de dolari pe lună, în timp ce tu credeai că trebuie să dai doar 20. Ce facem? Ok, uite, așa rezolv. Andrei, de ce vine la ultimul PC din casă? Gen, ce vrei să rezolvi? Cum rezolvi chestia asta? Cred că totuși... îmi caut job? Andrei, ești nebun? Adică tu să te duci la job, la muncă, în fiecare zi, ce, la servici? Da? Oh my god. Chiar vreau să văd pe asta. Și ca ce vrei să... Andrei, n-ai nici măcar școala terminată. Ca ce vrei să lucrezi, gen? Ca... ce o să faci? Nu contează? Ok, deci te-am găsit așa, orice ar fi, gen. Orice găsești primul job, gen, ăla e. Așa vrei să lucrezi, gen? Nu știu. Ok, depinde. Forță, bă, sincer, depinde de salariu. Ia stai să ghicezi, cât ai vrea tu așa salariu, gen, să te satisfacă așa un salariu pentru cunoștințele tale? Din moment ce e 20.000 de dolari rata, așa, cât ai vrea tu să ai salariu, gen, cât ai vrea tu, personal? Să zicem vreo cât așa pentru cunoștințele tale, foarte incredibile. 150.000. Bă, Andrei, baftă. Dacă găsești pe cineva să-ți dea 10.000 de bani, gen d-alea de un ban sau ceva, adică în total nu știu. Bă, dacă cineva îți dă ție 1.000 de lei, taci mă că găsesc, îți urez mult succes. Eu o să stau la plajă, o să mă uit la soare și hai, scoate-ne din meleaua asta, te rog. Mamă, ce ciudat e să dorm pe canapea. Mamă, e foarte ciudată viața de când am venit banca și mi-a luat patul, gen. Măcar au mai rămas niște pizze de-astea de-a lui Andrei. Ultima mâncare. Wow, ok, nu mai am mâncare în casă. Andrei! Andrei, ai vino-n coamă! Andrei! Andrei, mi-e foame! Andrei? Andrei! Trebuie să fie, cred că, la setup-ul ăsta. Nu? Nici aici? Andrei! Andrei? Mă, unde e Andrei?
Nu-i la paie? Aici trebuie să fie. Nici ai... Unde a dispărut Andrei? Spune-mi, te rog, că mașina măcar mai e aici, te rog. Bro, nici mașina nu mai e! Andrei a luat mașina și a plecat. Unde? Nu se știe. Bă, băiatule, stai nebun la cap. Ia uite, mă, frate, și acum... Și acum, cum... Nici măcar telefonul are. Doamne, ok, bine că mai avem o mașină. Bine că avem două mașini. Doamne, că trebuie să mă duc să-l caut pe nebun, fratele meu. Unde s-a dus ăsta, mă? Bă, ce bine că am putut să închiriez o mașină. Ia uite-o cum arată, bă, băiatule. Nici nu se compară cu aia. Adică, dacă tot nu-l găsesc pe Andrei, să-mi fac și eu de cap. Adică, știi, până la urmă, au mai rămas câțiva bani în casă și la urmă urmei, știi ceva? Îmi fac și eu de cap. Adică, dacă omul s-a angajat, deși nimeni nu știe ce s-a angajat, mă distrez și eu frumos. Adică, opa, iau-te-l pe ăsta, bă, frate. Cum să sparchez, mă, mașina așa? Merge și noi la un magazin de mobilă, pentru că nu mai avem pat, nu mai avem nimic, trebuie să le cumpărăm înapoi, nu-i așa? Bun, hai să ne mune, parcă nici nu-i corect, corespunzător, cred că uite aici, frumos, bam, elegant, ia uitați-o, mama, și acum hai să mergem să facem cumpărături din banii lui Andrei, oameni buni, că și așa nu, ui, ce, mă, din banii cu ei, bă, Andrei, ce, de ce ai uniformă de bodyguard, de, bro, mai zi o dată, din banii cui faci tu cumpărături, bă, Andrei, în primul rând, ce cauți aici, gen? În primul și în primul rând, ce cauți aici? Poți să știu și eu ce cauți? Sunt paznic? Deci tu asta te-ai angajat, bă, băiatule, tu te-ai angajat paznic? Tu mi-ai zis că te-ai angajat ceva, te-ai angajat ceva în IT, da? Bă, nu e rău, adică stă bine în uniforma asta. Ce faci, mă, paznicule, mă, e la bătaie? Ia și cu ce... Mariusică! Bă, ce faci, mă, de când nu ne-am mai văzut? Bă, Andrei, explică-mi. E Mariusica cole cu mine? Bro, Mariusica n-a dispărut? De unde a apărut Mariusica, bro? Stai o secundă, de unde a apărut? Aparent ce? Nu, deci trebuie să mă explicați, vă rog, acum. A plecat din oraș și s-a angajat aici. Mariusica, dar de ce ai plecat fără să zici nimic, gen? Bă, frate! Păi nu prea suportam, știi tu, certurile zilnice? Da, despre asta trebuie să vorbești cu Andrei. Bă, ok, Andrei, deci eu am venit aici să fac niște cumpărături din banii mei. Și, wow, ok, deci chiar nu știam că ești paznic. Ce pot să zic? Da, din banii tăi. Bă, vezi că ți s-a deslegat și retul. Ok, hai să vedem ce luăm și noi de aici din magazin. Bă, să-l văd. Vine cu bastonul! Ajutor! Mamă, frate, ce grele scutile astea de le-am cumpărat, bă, frate, la magazinul ăsta de mobilă, deci mi-am cumpărat toată casta, bă, băiatule. Nu vă spuneați, doamnă, aveți cumva vreun angajat care mă poate ajuta și pe mine să duc toate chestiile astea până la mașină, că am luat cam multe și îl plătesc în plus, nu-i problemă. Da, sigur, avem o persoană care se ocupă de asta. Ok, păi și unde ar putea... salut? Bă, Andrei, tu câte joburi ai, gen? Adică înțeleg că trebuie să ne plătim rata, dar multe? Bă, frate, înțeleg că avem de plătit o rată, dar mă angajez și eu dacă e nevoie. Gen, nu trebuie să ai atâtea joburi sau ceva, adică, gen, e ok. Hai să mă ajut să carase sau hai că mă plecare singur, dar e greu rău de tot, gen. Ok, bine, hai odată că nu sunt plătit la minut. Sunt plătit la cutia ajutată. A, bine, hai, ajută-mă cu astea. Hai să mă ajut. A, mult mai bine, mult mai bine. Bă, fratele meu, deci omul meu are câte ciupărări. Ce cap ai, pălărie. Ok, deci efectiv ești prea fani, Andrei. Deci și security guard. E și toate alea ești tu. Deci tu ești... bă, ce? Care e problema? Hai, ajută-mă să bag mașina asta de lux, gen. Toate astea. Ce? Ce mașina ai închiria, mă, tu? Să nu verifici contul. Hai, bagă-le aici în portbagaj. Bă, avem datorii? N-avem, mă, datorii, ce ai? Avem datorii și tu? N-ai, mă, hai. Pa, mănâncă fum, tătaie. Bă, deci e prea funny, mă, zice, bun. Andrei lucrează, eu îmi fac viața. Mă distrez, mă duc unde vreau eu cu mașinile. Mamă, deci fii atent acum. Doar așa că m-am ambiționat, fii atent. Mamă, ce stau, mă, ăștia la semaforul? Mișcă, bă! Deci în momentul de față, mă duc frumos în alt oraș, mă duc la mall, mănânc ceva, beau un suc.
îmi fac viața. Hai să mergem. Ah, molule, locul perfect unde poți să-i cheltui banii lui Andrei de pe card. Vreau căruciorul de ăsta de cumpărături direct verde și mă duc să cumpăr tot molul. Adică, pe la urmă, Andrei o să facă banii înapoi, nu? Adică, n-ar fi nicio problemă. Mamă, câte nebunii, câte șmecherii pe aici, bă, ce îmi place molul ăsta. Ia, fii atent, vreau să mă duc până sus, hai să urcăm până sus. Și vreau să-mi cumpăr eu o șmecherie, deci vreau să-mi cumpăr niște șmecherii. Ia să vedem, nu cred că aș vrea să-mi cumpăr totuși de aici, cred că aș vrea să-mi cumpăr ceva de... Dă-n coșul! Bă, frate, nu mă lasă să-mi iau ăsta. Ok, perfect. Da, vreau să-mi iau ceva de sus, actually. Ok, o să iau alt coș de aici. Arcade! Mamă, nu te cred, efectiv. De ce magazinul sunt astea? Ok. Magazin de biciclete! Trebuie să-mi iau o bicicletă, bro. Efectiv, vreau o bicicletă atât de mult din banii lui Andrei. Efectiv, e ge... Câte șmechere sunt! Mamă, asta pe portocaliu, asta am luat-o. Deci, instant... Mamă, ce roți are... Wow! Bă, Andrei, bă, ce n-ai, bă, ce se întâmplă, Andrei, efectiv, câte joburi ai, sunt efectiv, strânge și tu bani, te rog, nu mai lua biciclete, bă, Andrei, în primul rând, de ce lucrezi la un magazin de biciclete și cine e ăsta, gen, ce se întâmplă, colegul meu, Andrei, efectiv, am plecat acum 10 minute într-un complet alt oraș și lucrezi și aici, gen, cumva, ok, dacă tot lucrezi la magazinul de biciclete, gen, ce-mi recomanzi de aici? Bicicleta asta sau acest monociclu, gen? Ce-mi recomanzi? Ok, vrei neapărat bicicletă sau... Sau ce? Sau nu vrei tu să mă ajuți cu rata? No, actually, no, 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 bă. Nu, dacă stau să mă gândesc... Da, dar ai dreptate, ai dreptate. Bă, Andrei, nu, fii atent. Da, ai dreptate, nu, să bicicleta e mult prea scumpă. Așa că vreau un monociclu. Mamă, ce tare motostivuitoarea mea. Dați-vă, doamnă, că am monociclu. Dați-vă. Mamă, ce fericit sunt. Bă, efectiv, știi ce îmi lipsește mie acum? Tot ce îmi lipsește? Un hamburger. Dar cred că chestia asta poate să mai aștepte puțin. Hai, frate, mi s-a blocat monociclu aici. Băi, monociclule, băi. Hai să fim prieteni, te rog. Te rog, vino încoa, hai. Vino la tata, hai, încă o dată. Oh, bun, perfect. Bun, domnule monociclu, da, îmi lipsește un hamburger. Dar nu voiam să cobor, frate. Bă, dar înainte de toate, cred că ar trebui să mă tun. Bă, niciodată nu m-am tuns. Efectiv, toată viața am avut freza asta. Așa că voi apela la cea mai șmecheră frizerie și cea mai scumpă, evident, să cheltui bani într-un mod Bă, era de așteptat. Bună ziua. Doresc și eu să mă tund. Andrei, câte joburi mai ai, că nu înțeleg. Frate, nu înțeleg. Bă, dar să știi că... Că ce? Că nebunesc, efectiv, în momentul ăsta. Niciodată nu mi-a plăcut bretonul ăla al tău. Andrei, de când ești frizer și ai o părere despre freza mea? Adică de când ai... Gen, de când ești frizer atestat, gen... Hai, pune-te pe scaun. No. No, vreau ca colegul tău să mă... doamne, vreau să... Nu? Cum adică nu? Andrei, gen, nu mă așteptam să vin la frizerie să te găsesc aici după ce acum un minut am cumpărat o bicicletă. Unde lucrai? De unde... Andrei, vreau să mă tundă colegul tău, gen. Ok, pune-te pe scaun să... Andrei, îți iau bretonul ăla hidos. Tu ești hidos. Oh, gata. Bro, ce e aia tu? Ce e aia pe care o ai în mână, gen? Cu brișca te tund? Ok. Andrei, te rog, ai milă de preza mea. Andrei, gata. Nu știu ce să zic, sincer să fiu. Adică, bă, ce bine ți stă. Da, ia întoarce-te. Andrei, nu știu dacă îmi place neapărat, sincer. Mamă, ce fade, mișto. Da, ok. Cât face, gen? Cât costă? Pot să știu, gen? 20 de euro? Da, dăm două secunde să mă duc la teme. Bro, what? Uite cum m-a tuns! Și alergă după mine. Fraților, spuneți-mi dacă vă place freza mea nouă. Mie nu prea îmi place, sincer. Chiar nu-mi place. Gata, mai să scop banii la teme. Oh, gata. Ia,
Una, două, trei, poftim. Doamne, bă, băiatule, bă, ce trei, lasă-mă, bă, nu vezi că ți-ai bătut joc de mine. Bă, frate, cum a tuns Andrei, incredibil așa ceva. Dar nu știu de ce stă femeia așa. Andrei, lasă-mă, crede-mă, te rog, nu vreau să... Doamne, cum arăt, nu mai vreau să mă uit nicăieri, niciunde, Andrei, lasă-mă, sun la baie. Mamă, bă, ce zi frumoasă în cartierul nostru minunat, în casa mea minunată și a lui Andrei, dacă stau să mă gândesc. Andrei, nu e așa că e minunată, mai ales de când avem totul plătit, toate ratele plătite și în sfârșit avem totul înapoi. Dar ce e lecternul ăsta? Bă, Andrei, vino mă să-ți iei lecternul și prostile. Andrei? Ha, bă, nu din nou, nu spune că iară. Mă, ăsta iar a plecat de acasă. Incredibil. E la baie. Andrei! Mă, unde e Andrei? Andrei! Unde ești, mă, băiatule? E jos? Nu e nici jos. Mă, ce... Uite, mă, își lasă toate prostile. Stai așa, stai. Dă-mi cartea asta. Ce asta? Citește by străinul. Oh, mamă, ia, bă, ia, că avem ceva important. Eu l-am răpit pe Andrei 2010? Ha, ha, ha. Tu urmezi acum, Andrei este complet dispărut și nu o să mai dai niciodată de el? Străin. Ha? Ce? Andrei, ieși, mă, unde? E camera ascunsă, e... Andrei, nu e amuzant. Ești după green screen-ul ăsta. Ha? Andrei? Bă, băiatule, unde? Aici nu e. What? Missing! Ce, mă? Bă, stai o secundă. Nu, deci, în primul rând, asta trebuie să fie o farsă, nu? Gen, asta trebuie să fie o glumă. Adică, cum? Missing. Ok, mai bine sparg asta de aici. Bă, băiatule, deci, Andrei a fost dat dispărut. Am primit un mesaj că, efectiv, a fost răpit. Și acum ce? E bine, cred că ca prieten ar trebui să urcă mașină. Ok, ar trebui să urcă mașină și gen să mă duc să-l caut? Da, nu prea știu ce să zic din simplu fapt că 100% se descurcă și el, adică e băiat mare, nu? Dar ar trebui să mă îngrijorez. Ok, nu, stai puțin, ca prieten, da, cred că ar trebui să mă îngrijorez, așa că hai să începem să-l căutăm pe Andrei, presupun. Ok, deci în parc, dacă aș fi Andrei 2010, unde m-aș ascunde? Tu ești Andrei 2010, recunoaște! Ok, nu e Andrei 2010, what? Ok, asta a fost ciudat. Bun, deci oaia nu e Andrei 2010. Găina aia e Andrei 2010, sura asta. Tu ești Andrei 2010. Da, cred că nu e găina aia Andrei 2010. Da, s-ar putea în parc să nu fie. Bă, frate, copacii am verificat, dar nimic, bă, frate. Bă, nimic, efectiv, absolut nimic. Deci, să zicem că în parc nu ar fi. Da, cred că ar trebui să mă duc la mașină și să continui căutarea, presupun, în total altă parte. Bă, frate, bă, deja, efectiv, încep să mă panichez, n-am să mint. Decât ar trebui să, nu știu, să intru casele oamenilor, efectiv. Bă, Andrei, unde te-ai dus, bă? Adică sunt doar câteva case în cartierul ăsta, trebuie să-l găsesc, la baie nu e. Doamne, îți dai seama, cine am intrat în casă, efectiv? Andrei, unde ești? Cine te-a răpit? Unde ești? Bă, și asta arată destul de ciudat. Cred că ar trebui să-mi cumpăr și una. Bă, frate, unde e Andrei, efectiv? Nu, deci, efectiv, cred că o să mă duc în celălalt ora să-l caut. Deja nu mai pot, efectiv. Ce? Al poster cu missing în oraș? Oh my god, frate, deci nu. Efectiv, o să-l iau și, nu știu, mă duc în continuare. N-am nici cea mai mică idee unde mă duc, dar... Cred că mă duc în celălalt oraș. N-am efectiv ce să fac. Mă duc efectiv în celălalt oraș. Olo, bă, frate, dar de-abia mai merge răpciuga asta de mașină. Bă, nu știi ceva, am venit să-l caut pe Andrei. Dar o să fac un mic popas la dealerul de mașini. Că, efectiv, domne, deci eu nu mai pot cu mașina pe care am luat-o acum 10 zile de la dumneavoastră. Vreau să-mi dați alta. Cât, bă? No, deci cu prețurile astea îmi pare rău, dar sunt jignit. Să știți că... Doamnă, să știți că pe dumneavoastră nu v-am întrebat nimic. Doamnele, să știți că eu o să vreau banii înapoi. Mă, ce m-a lovit? Ok, mașina asta nu arată rău, actually. Da, chiar nu arată neapărat rău. Ok, wow. Domnule, cred că e o mică problemă cu mașina aia. Gen, merge puțin singură. Da, wait. Dacă e o mașină de aia cu inteligență artificială? Ia, băi, ești nebun. Merge mașina singură. What? Domne, cât vreți pe mașina aia?
Bă, da, e tare mașina asta, dar nu știu dacă ar merita atâția bani, numai că e foarte suspect că, efectiv, uitați-vă și voi, se ține după mine, what? Bă, mă, și bate mașina, what? Ajutor, ce, bă? Bă, dar ce ciudate sunt mașinile din ziua de azi, efectiv, o să-mi iau căruciorul ăsta și mă duc, efectiv, nici nu știu unde să mă duc. Bă, efectiv, nici măcar nu știu unde să mă duc din simplu fapt că... No, actually, aș face niște cumpărături, sincer, chiar aș face niște... Oh, mamă, bă, da, asfaltul ăsta, uite-te și tu, are de nivelări, efectiv. Doamne, cât de ciudat e. Da, hai să mergem să facem niște cumpărături și poate îl găsim pe Andrei, nu știu, casier sau ceva. Poate la cumpărături găsesc ceva. Sau oare chiar găsesc la cumpărături ceva? Asta e întrebarea. Ok, ideea în felul următor. Ar trebui să... Hai să intru în magazin să văd dacă... Dacă dăm cumva de Andrei 2010. Ok, aici e ud pe jos, cu grijă, cu grijă, cu grijă. Ok, ne luăm după săgeți. Poate este totul un plan făcut de el. Un sign. Mopuri la reducere. Oh my god, n-am cum să ratez asta. Cred că efectiv e semnul. N-am cum, efectiv, mopuri la reducere. Opa, ce? Bă! Nu știu ce a fost asta, dar ceva m-am împins și n-am nici cea mai mică idee ce. What? De ce-s banii singuri din ATM? Asta e de-a dreptul ciudat. Da, cred că o să iau orice mașină și o să plec de aici. Totul e prea dubios. Hai în următorul oraș neapărat. Ah, ziua 2, în căutarea lui Andrei 2010, mă aflu în complet alt oraș. Deoarece mi-am luat o chirie, deoarece am aflat de la niște prieteni comuni cum că Andrei s-ar fi mutat recent în orașul ăsta, numai că e o singură problemă. Nu e aici efectiv nimeni în afară de băiatul ăsta care tocmai ce m-a împins, care e ceva proprietar. Băi, de ce mă împinge efectiv? Ce mă împinge efectiv? Nu înțeleg. În schimb, avem aici cheia de la o super mașină. Haideți să vă prezint și vouă. O mașină care arată așa efectiv. Și voi merge cu această mașină în căutarea lui Andrei. Hai să vedem dacă găsim ceva în orașul ăsta. Să sperăm că da. Pentru că momentan nu văd nici urmă de Andrei 2010. Ha, ce v-am spune că Andrei ar sta într-o casă de genul? Adică spuneți voi că asta n-arată efectiv o casă de Andrei 2010, pe bune. Sau, mă rog, o casă unde ar sta. Ah, uite-l, chiar ăsta este Andrei 2010. Nu, 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 este doar un porc. O găină, ok. Ok, ok. Îl simt. Îl miros, parcă îl miros. Ok, fii atent, hai să sparg geamul ăsta. Deși nu știu dacă ar fi atât de safe să sparg geamul ăsta pe aici. Ok. Mă, ce? What? Ce? Ok, asta nu știu de ce s-a întâmplat. Ok, am venit în primul oraș. Nu știu dacă mai țineți minte unde aveam casă cu Andrei, știți voi, pentru a-l căuta, pentru că s-ar putea să existe o șansă să se fi întors la casa cealaltă, pentru că el spune că a vândut-o, însă din câte am văzut eu, cheile încă sunt acasă, deci practic asta înseamnă că ce se întâmplă? Domnule polițist? De ce e o mare barieră aici? Adică pot să trec? Ok. Dar care-i fa... ok, să citesc ăsta? Ne pare rău, orașul este închis pentru vizite din exterior din cauza disparițiilor multiple ale cetățenilor care sunt rezidenți aici. Pe scurt, dispar foarte mulți oameni din oraș, primim foarte multe reclamații de dispariții și nu știm exact de ce. Vă rog să vă întoarceți de unde ați venit până nu suntem nevoiți să aplicăm forța. Ok. Dumneavoastră sigur sunteți polițist? Adică păreți așa cam nou la job. Ok. Pot să știu care e numele dumneavoastră măcar? Nu. What? Păi și atunci ce fel de polițiști sunteți? Dacă nu pot să vă știu, nu, ok, am plecat. Da, ok. Bă, frate, ce polițiști avem și noi în orașul ăsta. Ce bine îmi pare că m-am mutat, sincer. Foarte ciudat. Nu, știi ceva, gata, nu mai suport. Nu mai pot să-l caut eu pe Andrei. Pur și simplu renunț. Deci mă duc până la poliție, denunț dispariția. Și poliția ar trebui să-și facă treaba. Și dacă mă întrebați, da, mi-am luat motor din banii lui Andrei. Dar hei, până la urmă, gen, nu o să se supere, nu? Adică, cred că o să fie recunoscător dacă îl găsesc. Adică, doar nu o să se supere sau ceva. Da, deci sunt în momentul de față la poliție și am să denunț plângerea. Bună ziua? Bună seara, cred? Bună ziua? Andrei, tu... Wait! Andrei, tu ești? Andrei? Andrei, tu... Ăsta e. Dar n-are nume și n-arată ca el. Eu sunt Andrei? Da? Păi și unde ai fost până acum? Te-am căutat toată ziua. De unde mă știți?
Andrei, îți bagi joc? Efectiv, te-am căutat toată ziua și te găsesc random într-o... Cred că ce? Andrei, căutați alt Andrei. Stai, cum vă cheamă? Nu vă cheamă Andrei 2010? Gen Andrei 2000... Ba da? Dar ce? Cred că... Nu, nu spuneți că efectiv asta... Căutați alt Andrei 2010. Stați! Câți ani aveți? 25 de ani. Ok. Păi și atunci de ce aveți 2010 nume? Gen, de ce aveți 2010 nume? În 2010 mi-am descoperit pasiunea de a fi polițist. Da, ok. Și pasiunea de lege. Da, cred că are sens. Plus de asta scrie prea corect gramatica ca să fie Andrei 2010. Stați! Încă o secundă. 2 plus 2. 4, domnule, da, ok. Nu contează, domnule, sunt disperat. Ideea e în felul următor, mi-a dispărut prietenul. L-am căutat non-stop, am fost în 3 orașe diferite să-l caut și nu-l găsesc, domnule, vă rog, pot să iau și o felie de pizza, cum îl cheamă? Deci stați să vedeți, numele lui este Andrei 2010, coincidență, fix ca dumneavoastră. Și sunt disperat, domnule, vă rog să mă ajutați de urgență, scuzați-mă. Pot să iau o gură din cafeaua asta? Mamă, dar câtă pizza aveți pe aici, domnule. Da, deci sunt în prag de disperare. Vă rog, ajutați-mă. Ok, vă înțeleg disperarea și înțeleg de ce m-ați confundat cu el. Da, deci, vă rog, mă puteți ajuta. Deci, fac orice. Bă, da, pizza asta chiar e bună. 2 secunde să caut ceva în baza de date. Oh, sigur, nicio problemă. Vă rog, efectiv. Chiar, pe bune, chiar sunt disperat. Chiar, nu mai știu ce să fac, credeți-mă. Chiar am încercat, ok, asta e foarte ciudat. Ce? Ce s-a întâmplat, domnule? Explicați-mi, ce s-a întâmplat? Am găsit date despre un Andrei 2010 și aparent... Și aparent ce? Îi place pizza fi... Domnule, ce informație asta? Nu, efectiv, nu, deci, nu. Pur și simplu, nu pot să cred că eu am venit la poliție să mi se spună asemenea prostii. Domnule polițist, sunteți serios sau nu? Că nu înțeleg. Ok, deci îl dăm în căutare. Nu! Mergem în căutare, domnule polițist. Nu se poate. Haideți, vă rog frumos. Mergem. Nu se poate așa ceva. Deci credeți-mă, nu se poate. Vă rog, conduceți. Aveți onoarea. Haideți. Vă rog, oriunde am putea să-l căutăm, dumneavoastră știți. Haideți să întrebăm din casă în casă, să întrebăm pe toată lumea. Nu se poate efectiv, trebuie să-l găsesc de urgență pe Andrei. Haideți, domnule, deci vă rog, fac absolut orice. O să vă recomand, o să vă cinstesc orice. Domnule, ce faceți? De ce am oprit? O secundă, domnule, ok, nicio problemă. Ce? E undeva pe aici, pe la macaraua asta, domnule? Sau care-i faza? Ok, hai să lăsăm că 100% știi ce face. Se duce, investighează. Fraților, deci am niște emoții, pur și simplu, credeți-mă că... Mamă! Deci, dacă Andrei a pățit ceva, e over. Ia, hai să-l ajut și eu pe domnul polițist, că la urma urmei m-a simțit prostă. Domnule polițist, ce faceți? Adică, nu-l căutam, gen, pe băiatul Andrei? Pe Andrei 2010, băiatul pe care îl cheamă exact ca... Ba da, domnule, dar... Dar ce, domnule, ce? Unde e? E aici? Pizza asta nu se mănâncă singură? Am nevoie de o pauză. Ok. Domnule, cu siguranță nu așa cred că căutați o persoană care a dispărut. Adică, nu știu, nu cunosc, dar doar îmi dau cu părerea. Credeți că ajută cu ceva? Da, domnule? Ok. El e expertul, presupun. Ok. Cu barca cred că sunt șanse mult mai mari să-l găsim 100%, toamne. Domnule, îl căutăm pe apă acum? Da, haideți, domnule, vă rog, orice, efectiv, orice. Ok, aici se pare că e un dead end, adică nu prea e nimic pe aici. Acum haideți să ce? Luăm vaporul de poliție? Da, exact, special, da, perfect. Bună idee, foarte bună idee. Haideți că îl iau pe celălalt și vin după dumneavoastră, mă țin după dumneavoastră, haideți. Încotro, nu, domnule? Păi nu pot să urc la dumneavoastră, domnule polițist. Deoarece nu are o capacitate de 2 persoane. Haideți că mai iau după dumneavoastră. Haideți, vă rog, prietenul meu poate are nevoie de ajutor. Haideți, vă rog. Dați. Haideți pe aici, cred că pe aici. Veniți. Mamă, uitați ce zonă muntoasă, 100%. Poate s-a pierdut pe aici sau ceva, doamne feriște. Hai să vedem. Domnule, cu avionul, adică mă rog, cu elicopterul, sunteți siguri că... Ok, hai, dumneavoastră știți.
dumneavoastră știți cel mai bine. Hai să vedem. Dați-mi mai în față. Haideți să ne uităm peste tot orașul și peste toată câmpia asta, presupun. Aoleo, aoleo, Andrei, ce-mi faci tu mie? Uite-l că vine. Mamă, deci a zis că are niște informații pentru mine. Hai, domnule polițist, spuneți-mi că e o veste bună. Vă rog, spuneți-mi că e o veste. Domnule, da, domnule, ascult. Mamă, aoleo, am emoții. În urma căutărilor și investigărilor am constatat că Andrei 2010 este de negăsită. Ne pare rău? Cum adică, domnule? Cum adică? Păi și, îmi pare rău, domnule. Păi și Andrei? Adică Andrei. Domnule, nu se poate, pur simplu. Mă duc să verific ceva în magazinul de haine. Ok, presupun. Zic că vine cu... What? Andrei! Ce faci, mă? Andrei! Te-a găsit unul polițist! Nu pot să cred că te-a găsit în magazinul de haine! Nu? Stai, cum adică nu? Eu eram domnul polițist? Ce, mă? Cum adică să fii tu domnul polițist? Ha, farsă? What? Andrei, tu vrei să-mi spui că toată chestia asta a fost... Nu te cred. Eu refuz să... Doamne, cum bă să cred așa ceva? Era prea evident, îl chema efectiv Andrei 2010. Ok, Andrei. Dar trebuie să recunoști că sunt un prieten bun pentru că m-am panicat și te-am căutat. Adică n-ai ce să zici. Ia uite-l ce râde, mă. Bă, chiar ți se pare amuzant pe bune? Adică eu chiar m-am îngrijorat, Andrei. Ok, da, wow, ce farsă amuzantă. Acum, dacă nu te superi, știi de la ce a pornit toată căutarea, nu? Știi de la ce, nu? De la ce? Ți-ai lăsat hainele murdare în cameră și treci acasă să ți le strângi! Andrei, mi-ai spus că vrei să merg cu tine la noul tău job. Numai că eu nu prea știu unde lucrezi tu. Aia e singura problemă. Adică, unde lucrezi tu? Gen, am uitat... La McDonald's! Bă, da, te-ai găsit și tu unde să lucrezi. Deci, cred că ți-ai ales cel mai... Măcar ai salariu bun, gen? Măcar atât? Măcar... Da? Ok. Hai să mergem, presupun. Dacă ăsta e jobul tău, hai să mergem. Bă, Andrei, de ce eu luăm prin canal? Andrei, unde lucrezi? Păi ce? Așa se intră? What? Andrei, nu cred că așa trebuie să intri la McDonald's, dar ok, mă iau după tine, ba da? Ok, eu doar voiam să anunț abonații de mărciu de pe slm.ro și faptul că pe 1 aprilie o să se scoată colecția de 1 martie, care este ediție limitată, atât voiam să zic și eu, dar mă rog, în fine. Bă, băiatule, pe unde... Hai te... Eu, bă, cât de scârbos e canalul ăsta. Tu așa mergi la muncă, mă, prin canal? Doamne ferească se... nu mai zic nimic, efectiv. Sunt complet lăsat fără cuvinte, Andrei. Și nu mai dau niciodată mâna cu tine. Tu, iac. Bă, înainte să mergi la muncă, nu vrei să bem noi un chico, mă, un suc, ceva așa rece? Hai să mergem, uite, resto bar open 24 de ore, adică practic e non-stop. Străiesc, domne, oh, alo. Mamă. Hei there, da, dorești și o băutură. Ce mă? Mă, Andrei, tu auzi ce zice ăsta? Bă, eu auzi ce zice ăsta, Andrei. Zice că McDonald's-ul la care noi vrem să mergem ca să lucrăm e bântuit. Bro, ce? What? Bă, tu vezi cine e aici? Mario Sica! Ce căutați aici? Plecați, e târziu și orașul ăsta nu e prea prietenos? Andrei... Ce? Păi, Marius, știi că stai puțin, noi am venit cu Andrei, gen, eu am venit cu Andrei să meargă la muncă, adică nu înțeleg despre ce vorbești aici. Nu, zici tu, Andrei, că ai venit, gen, la muncă, cum ar veni. Adică nu înțeleg care-i faza. Aici lucrez. Nu, aici lucrează. Uite care-i faza, chiar dacă nu v-am spus până acum, eu lucrez ca detectiv particular? What? Și nu, când aveai de când să le spui? Bă, ești nebun? Trăim cu detectivi în casă, Andrei. Mă rog, trăiam cu detectivi în casă și noi nici nu știam. Eu lucrez ca detectiv particular, iar acest McDonald's unde lucrează Andrei a fost raportat pentru mai multe dispariții și acum este închis. Bă, Andrei, tu unde lucrezi, frate? Bă, ieri nu era închis? Bă, băiatule, bă, unde lucrezi, Andrei? Eu în momentul ăsta o să iau o pauză de la cazul ăsta deoarece este foarte greu să ajungi în McVille, orașul unde acest McDonald's se află.
Ce mai e un orar special pentru McDonald's, așa e, Andrei? Adică, da? What? Ce ciudățenie! Orașul unde acest McDonald's se află. Uite, dacă vreți să vă ocupați voi, luați acest lever. O să vă fie de folos în cercetarea lui. Ce lever? Oh, what? Ți-a dat un lever. Bă, Marius, zic că ok. Presupun că din a merge la muncă cu Andrei 2010, clipul ăsta s-a transformat în... Găsește McDonald's subântuit, presupun, și cercetează-l. Bă, Andrei, eu zic să mergem, dar înainte de toate, am și eu o mică întrebare. Pot să știu și eu de ce se află un safe aici, la vedere, gen? Adică, mi se pare ceva ciudat, aici intrăm cu... A, da, are sens, ok. Wow! Mamă, câte chestii! Ok, păi și ce? Putem găsi ceva aici? Sau care-i faza? Poate găsim ceva ce o să ne ajute pe parcurs. Aur. Oh! Am găsit un green access card! Am găsit o dasa de acces. Cred că cu asta intrăm în McVille, Andrei. Oh my god, ok. Bun, perfect. Ai cotat toate astea pe aici? Sau mai are sens să mă uit? Stai așa că poate ai ratat vreo chestie. Și uite-te, nu mai e nimic. Bă, Mariusica, noi am găsit chestia asta cu leverul pe care ni l-ai dat. Mergem să explorăm. Îți mulțumim, presupun. Ok, pe control. Încolo e Mineville. Încolo e McVille. Uite, uite, Andrei, vezi? Hai. Uite, wow, cum arată McVille. Bă, da, sigur vrei să... Cum trecem? Pe cu cardul, nu, logic, da. Dar stai așa să-mi dau seama. Green access card required. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ce s-a întâmplat? Ok, nimic momentan. Control area. Stai așa că trebuie să punem undeva cardul ăsta și nu-mi dau seama unde. Oh! What? Păi ești bun? Stai o secundă. Andrei, fii atent. Deci vreau... Stai așa că am depistat aici secretul. What? Ok, deci e un sistem foarte complicat. Vreau să iei cardul ăsta și să-l pui în centru și să îl iei și să-l tot pui să-l spamezi efectiv în ăla din mijloc. Așa, bravo, gata, gata, gata. Bun, și acum stai, trebuie să aștept să-mi și deschizi. Stai să dau de leverul ăsta. Perfect, gata, deschidem. Hai, deschidem. Spamează acolo, bravo, gata, hai să mergem. Let's go. Oh my god, McVille! Andrei, am intrat în McVille. Bă, dar atenție, dacă Mariusica a zis că e bântuit, eu zic că ar trebui să fim precauți. Nu e? Bă, Andrei, nu mă bazez pe ce zici tu. Eu mai multă credere am în Mariusica. Hai să mergem și noi pe trotuar, că poate ne calcă și mașinile, zic și eu. Adică, nu cred că ar fi chiar în regulă să ne calce mașinile. Uite-l. Mamă, cum arată să... Wow! Benzinăria asta e în regulă? Ce a pățit? Mașina asta, nu știu ce a pățit. Camionul? Oh my god, mamă, e radioactiv, stai departe. Gasolin, ok, nu știu ce. Ia, hai să cercetăm totul pe aici. Să vedem dacă găsim ceva necurat, să zic așa. Ia, stai să intru eu în camioneta asta. Niște iron, mai mult iron. Un lever, ok, bun. Ia, stai așa că am găsit un lever pe care putem să-l punem pe lapis. Asta înseamnă că putem să-l punem aici să deschidem asta. Fii atent. Hop. Oh my god, security van key. Flint and steel. Flint and steel. Ok, nu da foc la nimic. Bă, putem să... Nu da foc la nimic. Ok, security van key care poate fi pus pe bloc of emerald. Ok, hai să vedem dacă găsim un bloc de emerald. Interesant. Nu, deci aici nu poate fi folosit, din păcate. Hai să mergem la McDonald's, Hai să mergem, fii atent, ideea e în felul următor. Vezi McDonald's-ul ăsta, care are un logo foarte suspect? Ăsta e McDonald's-ul unde tu lucrezi, să înțeleg. Trebuie să punem pe un bloc de emerald. Uite, un bloc de emerald, fii atent. Security van. Ok, hai să-l punem aici. Mamă. Ok. Bă, ce era? Ce era ăla? Lever și une... Ce scrie pe leverul ăla? Andrei, uite ce am găsit. Andrei, am găsit cartofi prăjiți. Oh my god. Yay! Ok, dar lasă cartofii prăjiți, nu asta contează. Deci ai găsit un lever care ce nume are, ce denumire are, ce e leverul ăla, că trebuie să fie cheia la ceva. E cheia la ce anume? Cheia de la, așa, biroul managerului. Oulu, Andrei, ce știi despre managerul tău? Păi nu știu că... Adică nu știe managerul tău, gen! Nu mai a apărut de vreo săptămână și... Toți se întreabă ce a pățit, nu știu.
Și asta nu spune un semn de întrebare? Tu mănânci din cartofi, efectiv. Asta nu spune un semn de întrebare? Nu știu, păi nu știu. Oh my god, Andrei, tu lucrai într-un loc bântuit și nici nu știai. Credeam că și-a luat liber. Oh my god, ok, hai să intrăm. Ce o fi, o fi. Stai să mai studiem pe afară. Nu, știi ceva, nici nu mai studiem. McDonald's, open 24 de ore, ok. What? Ce pe... Bro, ce pe jos? Ketchup? A, da, are sens. Ok, ăștia sunt colegii tăi. Bine ai venit la McDonald's, pot să știu comanda? Nu doresc să comand, domnule. Huh. Totuși, un Big Mac ar intra, totuși, dar mai târziu, mai târziu, mai târziu. McDonald's ăsta nu pare deloc... Bro, tu vezi și ce asta? Omoară-l pe Ronald McDonald până te omoară el. E reclamă? Ce reclamă e asta? Oh my god, ok. E amuzantă, da, ha, ha, ha. Production, ok. I'm loving it, ok, nu știu ce. Da, 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 da. Interesant, aș putea spune. Bă, aici... Andrei, stai o secundă, înainte de toate, înainte să pui lever-ul aici la biroul managerului. Uită-te în ochii mei. Știi ce avem de făcut, nu? Ce? Ce bun e! Mamă, cola! Mamă, 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 cum a intrat. Bă, nota 10, n-am ce să zic că... Bă, Mac-ul ăsta chiar e bun. N-am de ce să mint. Eu ți-am zis, bă, n-am. Nota 10. Acum trebuie să ne ocupăm de chestii serioase, așa că pune aici ce trebuie pus și hai să intrăm în biroul managerului să soluționăm acest... Andrei, nu te uita în spate! Andrei, nu te uita în spate, bă! What? De ce are așa ceva? De ce are asta? Exact, de ce are așa ceva în biroul managerului? Ok, hai să verificăm dacă găsim... Andrei, am găsit un buletin. Am găsit un buletin. Am văzut. Ok, am găsit un buletin și atât, efectiv. Atât? În biroul managerului? Atât? N-are și el un Big Mac măcar pe aici? Ok, ciudat. Am găsit decât un buletin. Bă, vezi ce scrie? Unde se scrie? Ce scrie pe buletin? Păi nu pot să văd, pentru că trebuie să... Ăsta trebuie folosit undeva, dar nu-mi dau seama unde. E o chestie ciudățică. Știi de ce? Pentru că în McDonald's-ul ăsta presimt că mai există o intrare. Stai puțin, tu ești angajat aici. Da, exact. E o intrare în spate. Păi hai să o folosim. Hai să mergem. Vino încoa. Are sens. Fii atent, cu buletinul ăsta vom putea intra prin intrare din spate. Ai grijă să nu te calci mașina dacă sunt mașini pe la drive. Deși e 3 dimineața totuși. Uite, vezi? Working area, employees only. Și aici trebuie să punem buletinul. Bam. Oh, ți-am zis eu. Oh my god, Andrei. Ok, stop la tot ce faci. Stop la tot ce faci. Stai să iau buletinul ăsta să se închidă ușa eventual. Ok, nu se mai închide niciodată. Pare rău. Bă, frate, nu se mai închide efectiv niciodată asta. Ok, light activator. Ok, am aprins lumina. Bun, și ce avem aici? Avem vestiarele. Aha. Uniforma. Da, nu vreau să lucrez la Mac, deci nu o să mi-o pun. Ronald's Locker. What? Al cui e ăsta? Al cui e dulapul ăsta? N-am deschis asta vreodată. N-ai deschis asta vreodată și tu lucrezi aici în fiecare zi. De ce n-ai deschis-o niciodată? Păi, lucrez de 3 zile. Păi, și ai zis că de managerul tău n-ai mai auzit de o săptămână. Adică gen, what? Păi, am fost în teste, la training, ok. Bun, aici avem astea pentru drive-thru, pentru mașini, Happy Meal-uri și așa mai departe. Dar cum de n-ai deschis niciodată ăsta? Bine, mă rog, văd că e încuiat. Adică, într-adevăr, nici nu prea e cum să-l deschizi, dacă stau să mă gândesc. Ok, hai să vedem aici dacă e ceva. Oată! Andrei, ai văzut aia? Ce a fost? Ai văzut? Ai văzut chestia aia? N-am văzut? A apărut pentru o milisecundă ceva în față, da? Cred că mi s-a părut doar. Cred că doar mi s-a părut. Ok, sunt angajați. Big Mac, chestii... Oh, what? Ce e asta? E... ciorbă? Nu, cred că e totuși ulei în care ai prăjit cartofii. Da, ok, știu eu mai bine și eu nici măcar nu lucrez la Mac. Bă, Andrei, a fost o chestie super suspectă. A fost o chestie extrem de suspectă și eu vreau să deschidem asta. Bă, ce ai, mă? Cum adică ce ai, mă? Ai nebunit? Dar de ce să nebunesc, gen? Care-i faza? Adică, păi? Păi ce? Păi nu e treaba ta. Andrei, dintre toate, ăsta e de aur. Gen, se pare ceva suspect? Da, e... Alu cui? Alu Ronald McDonald. Andrei,
E un cod secret aici, 100%. Bă, 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 stop, 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 stai, 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 stai. Stai o secundă. Stai să bag un Big Mac. Nu intra. Andrei, trebuie să rezolvăm cazul ăsta amândoi în același timp. 3, 2, 1 și... Wow. Wow, ce? Bă, a, uite mă, bă, uite mă o ușă. Uite ce mișto. Uite, what, ce tu dai un tunel tare, până la urmă. Enjoy our bloody... Ok, du-te tu în față. Nu, 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 hai, du-te, 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 du-te. Nu, te rog, insist, ideea ta. Da, da, e job. Bă, numai dacă mor, mai am o inimioară jumate, Andrei, ești bun. Hai, du-te tu primul. A fost ideea ta, du-te. Nu mă duc, nu mă duc, bă, pe bune dacă mă duc primul. Andrei, tu lucrezi aici. Nu mai cum să ieși. Andrei, nu mai cum să ieși. Realizezi, nu? Andrei, eu nu mă duc, nici eu nu mă duc. Ideea ta a fost, nici eu nu mă duc. Bă, Andrei, du-te, fără Caterinca, du-te, bă. Tu du-te, bine, hai, mă. Hai, hai, dai amândoi măcar. Tu du-te că eu încerc să găsesc. Nu, vii cu mine. Ok, mă duc în față, dar vii cu mine. Hai, 3, 2, 1 și... What? Bă, ce e asta? Ai de capul meu! Cât ketchup o... Andrei, nu e ketchup, cred, totuși. Cred că totuși lucrezi într-o locație bântuită, totuși. Bro. Păi da, dar... Dar ce? Dar nu există... McDonald's ketchup are... N-are sens, Andrei! Andrei, ce e aia? Andrei, nu, 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 nu fugi. Andrei, ce e aia? Andrei, ce e aia? Ce e aia? Andrei, vino. Trebuie să vedem ce e aia. What is this? Andrei, e Ronald! Bă! Bă, băiatule. A dispărut. A dispărut, nu mai e. Nu mai există. A dispărut. Gata. Gata, nu mai e. Bă, băiatule. Bă! Demisionez. Zona de confort? Ia el. Bă, auzi și tu? Pașii? Da, aud și eu pași. Andrei, hai să explorăm. Pare interesantă chestia asta. Un lever. Freezer key. Am găsit cheia de la congelator. Ok. Stai să căutăm și în WC-ul, presupun. Andrei, unde lucrezi? Bă, 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 mâncați și talentul tău să ți-l mănânc. Unde lucrezi, mă, Andrei? De ce un cap pe WC-ul? Hai să fugim. Nu, nu mai e cale de întoarcere, Andrei. Nu mai e cale de întoarcere. Trebuie să investigăm tot acum. Andrei, vino încoa. Trebuie să investigăm absolut tot. Hai de capul meu. Ce se întâmplă? Oh my god, câte capete pe aici. Hai, hai că am găsit cheia. Bă, 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 vino încoa, vino încoa. Hai să punem asta aici. Hai de capul meu. Oh my god, mamă cât de frig e aici. Holy, mamă cât de frig e. Uite un chest. Ah! A găsit un buton. What? Vino încoa. A găsit un buton, ia vino încoa. Care poate fi pus pe block of redstone. Huh. Block of redstone? Cred că asta ar putea... Oh my god. Ce e asta? Ce cod? Happy Meal code? Andrei, care e codul Happy Meal? Tu ești angajat, tu trebuie să știi. Care e codul Happy Meal? Nu ne-a zis? Ai auzit vreodată de codul Happy Meal? Da, am auzit, e o legendă. Nu credeam că e real. Bă, băiatule, bă, tu te joci cu viața mea. Bagă codul, că tu ești angajat. Numai dacă mor. Opa, niște cărți. Ok, stai așa că poate găsim indicii. Poate avem indicii, Andrei, stai puțin. Poate avem indicii. Oh! Hopa, Happy Meal Code, am găsit o carte. Bă, scrisă de Ronald. Ok. Codul este prăjitură. Oh! Ai de capul meu. Bă, băiatule. Ah! Nu te uita acolo. Legit, nu te uita la tabloul ăla. Literalmente, nu te uita la tabloul ăla. M-am spe... No, ok. Bă, băiatule. Ah! Nu, dacă mai am o inimioară. Bă, ce s-aude? Bă, ce? Nu mai văd nimic? Ai de capul meu. Andrei, cum adică nu mai vezi nimic?
Trebuie să mergem în față. Bă, Andrei, vino încoa. Am găsit butonul, hai să-l punem pe un bloc de redstone. Nu mai văd nimic, nu mă pot mișca. Andrei s-a deschis ușa. Andrei, vezi ceva? Andrei, mă vezi? Andrei, ești cu mine? A, nu mai da, că mai am ușor de... Bă, băiatule. Mini playground, intră aici, te rog. Intră. Intră efectiv. Nu, ba da, ba da, nu. Am intrat prima dată când am ajuns aici, e rândul tău. Intră tu, nu, nu, eu nu intru, efectiv. Ideea ta a fost... Nu, intră tu, intră tu. Ok, hai să vedem. Mini playground, adică loc de joacă. Mai contează traducerea exactă. Ok, hai să vedem un chest. O lopată, poate să spargă dirt. Și acolo e void-ul. E ceva după dirt, așa mi-a zis. Cine ți-a zis că e ceva după dirt? Cine ți-a zis că e ceva după dirt, Andrei? Așa mi-a apărut. Ah, ok. Ok. Bun. Ai de capul meu. Oamenii care au ajuns aici 100% nu... Nu... Oh, bă! Uite, uite, uite un victim închis aici. Prizonierii. Exact. Exact, prizonierii. Salut, frate. Ești bine? Mă auzi? Mamă, stai, hai să-l scoatem. Aoleu, dar nu putem să-i scoatem. Hai să mergem să vedem care e faza. Aoleu, nu mă mai împinge. Bun, hai să căutăm indicii. Hai de capul meu. Nu, nu, e ketchup ăsta, e ketchup. Vreau să cred că e ketchup. Ok. Andrei, cred că am găsit ceva. Cred că literalmente am găsit ceva. Hai de... No, 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 vină încoa. Aici, 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 aici. Exact aici, exact acolo. Hai. Hai, hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Haide, haide. Andrei, cum nu? Trebuie, haide. Ok, mergem amândoi, 3, 2, 1 și butoanele lipsesc. Pune, am un buton, am un buton. Dar unde trebuie să-l pun, sus sau jos? Ba, unde trebuie să-l pun, sus sau jos? Că nu înțeleg, plestă, poate. Ok. A, să formeze un M, ok. Trebuie să-l facem să formeze un M, ok. E foarte simplu. Ok. Nu, cred că pune sus. Nu merge așa, Andrei. Nu, mai avem nevoie de un buton. Trebuie să mai căutăm un buton, vino încoa. Vino încoa, că mai avem nevoie de unul. E incomplet puzzle-ul. Undeva pe aici se mai ascunde un buton. Sigur nu mai e nimic la tine? Niciun buton, absolut nimic. Bă, sau așa? Cum? Ia, că știe Andrei. Andrei, nu, ne lipsește un buton. Ok, hai să vedem, trebuie să găsim. Trebuie să vedem care e faza și cum completăm puzzle-ul ăsta. Click the button to form an M. Ok, ia. Oh! Ai de capul meu! Baftă! Baftă să facem noi asta. Vai de capul și de zilele mele. Stai, lasă-mă pe mine. Te las, te las. Deci dacă tu reușești să faci un M din toate astea, ești tare rău de tot. Ia, ia că știe Andrei. Hopa, ok. Bun. N-am să te mint. Nu, Andrei, nu cred că funcționează chiar așa. Uite, gata. Nu, nu, nu. Ok. Ok. Andrei, ai un stop. Gata, ok, fă tu. Ia, ia, hai. Oh! Ce le s-a înlocat? Stai, ce înseamnă asta? Au și prizonierii. Andrei, vină cu a. Bă, Ronald McDonald. Ai de capul meu. Andrei, fugi. 3, 2, 1, fugi. Fugi, 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 fugi. Fugi. Fugi pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Vino, nu m-a omorât, bă. Hai că da. Am murit amândoi și ne-am trezit aici. Am găsit o carte. Ne-a capturat. Tocmai ce m-am trezit într-o peșteră creepy. Nu mi-aduc aminte foarte multe chestii. Singura chestie pe care mi-o amintesc este când am mâncat la McDonald's. Cineva m-a pus aici. Dacă citești asta, ești foarte norocos că încă ești în viață. Ai de capul meu. Ai de capul meu, Andrei. Vino încoa. Andrei, vino încoa, vino încoa, vino încoa. Nu e, nu e bună. Nu e bună absolut deloc. Nu e bună absolut.
Uite-l, uite-l cum vine. E labirint, Andrei. Efectiv, e labirint. E labirint. Fugi, fugi. E Andrei 2010. Fugi, fugi, fugi. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Vino, 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 pe aici. Pe aici, aici e scăparea. Aici, aici scăpăm. Vino. Nu, 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 nu. Înapoi, 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 înapoi. Pe aici. Ai de capul meu, ai de capul meu, ai de capul meu. Bine, 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 bine. Vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu! Andrei! Repede aici! Aici am găsit pe aici, pe aici, pe aici! Vino, vino, aici, vino! Am găsit, am găsit, am găsit! Exit! Ei, nu mai pot să alerg! Ia, ia Big Mac, cartofi, orice, hai! Vino! Mănâncă, mănâncă, mănâncă! Hai, 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 vino, 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 vino! Ok, ieșire, gata, am ieșit! Explorează, explorează pădurea și scapă din ea sau ceva. Ok, bun, hai să vedem. Ok, am găsit niște corturi aici. Ce e asta? Cartofi? Cartofi prăjiți, ok. Am găsit o lopată, bun, cu care pot să minez micelium. N-am nici cea mai mică idee ce e micelium. Ok, bun. Eu știu, na, bravo ție, ești un băiat inteligent și ai nota 10 la matematică. Vino încoa, ce e asta? Miner's Cave. Ok. Lever required. Ok, avem nevoie de un lever pe care nu l-am găsit. Dar ce e la micelium? Dacă știi tu. E gen, gen grass. Ah, ok, ok. Ok, am înțeles, are sens. Am găsit niște lever. Oh my god, am găsit un lever. Fii atent, am găsit un lever și cred că poate fi pus în asta minerului. Da, hai să vedem. Hai să vedem dacă e așa. Ăla e un clay block? Nu, îmi pare un bone block. Am mers! Bă, 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 bă! Andrei, 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 Andrei! Vino încoa! Oh my god! Ce e asta? Ce era acolo? Un pickaxe? Păi și ce poți mina cu el? Ce poți mina? Îți scrie nimic? Păi ba da, îți scrie pe el! Trebuie să-ți scrie. Gravel! Ok, bun, hai să găsim gravel atunci. Bun. Andrei, Ronald McDonald! Fugi! Ai de capul meu! Wow! Ok! Trebuie să găsesc ieșirea din pădurea asta de urgență. Haide. Vai de capul meu. Ok. Gravel, uite gravel. Minează. Andrei, minează. Fă ceva. Hai. Mergi, gata. Hai de capul meu, a scăpat. A scăpat. A scăpat. Mergi în față. Mergi în față. Mergi în față și nu te uita în spate. Mergi în față și nu te uita în spate. Andrei, a scăpat. Am scăpat. Demisionez, gata. Ba, Andrei, în viața mea nu mai merg cu tine la muncă. Ba, Andrei, mi-e cam foame, sincer, să fiu cu tine. Adică am meditat toată ziua, efectiv. Și mi-e rău de tot. Să dăm o comandă? Adică ar merge, cred, nu? Da? Aia zic. Bine, hai că... Ce comand? Cred că știu ce o să zici. Stai, exact, da, nici nu se putea altceva. Pizza, evident. Da, 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 bine, hai că mă duc să... Stai aici, oh, mă duc să comand. Uite, mă, băiatule. Mamă, ce bine miroase pizza asta. Băi, și e super ofertă. Adică pentru nimic, efectiv. La un preț incredibil. Bă, Andrei, vezi că au luat una de asta mare, family. Hai să vedem unde. Hai să o pun aici la masă. Hai să vedem. Bă, nu, stai. Oh, ok. Stai, mă duc să aduc două farfurii action. Bă, Andrei, ești porc? Bă, ai mâncat-o pe toată. Nu? Cum? Adică nu am auzit și efectiv pizza a dispărut. Nu mai e nicio pizza aici. Unde-i pizza? Andrei, unde-i pizza? Mă duc să iau alta. Bro, ce? Andrei, unde-i pizza pe care ai zis că te duci să o iei din nou, gen? Tare, tare, tare. Bun, hai că de data asta chiar mă duc să iau două farfurii și promiți că... De asta e puțin, deși ai mâncat una. Acum asta e a mea, hai. Deci nu te mai atingi de aia, ok? Nu te mai atingi. Ok, mă duc să iau două farfurii. Ok, cred că pe... Nu, nu, de aici. Bă, Andrei, unde am pus farfurii? Andrei, ce faci? Andrei, oprește-te! Ce? Ai zi... De unde am mai apărut că zice pizza și de ce le mănânci pe toate? Oprește-te! Bă! Stop! Andrei, nu din nou. Iar o să ajungi la spital, Andrei.
Oprește-te, Panu. Că acum, că acum ce? Chiar mă limitez? Andrei, Andrei, gata. Fără pizza, interzis, mă duc să mănânc în oraș. Du-te încolo, bă, iară o să mi se facă rău. Deci n-ai cum, dacă e vorba de Andrei 2010 și pizza în aceeași propoziție, n-ai cum, efectiv. Du-te, bă, de aici, Andrei, mă duc să mănânc singur în oraș. Mă duc, nu știu ceva, mă duc în alt oraș. N-ai cum, frate, dacă îl las efectiv, ok, bine, niciun ok, bine. N-ai cum, efectiv. Dacă lași pe omul ăsta lângă o pizza, n-are cum să trăiască pizza aia. O, frate, am ajuns să merg în alt oraș, frate. Pentru o pizza, pentru ceva de mâncare. Bă, deci omul ăsta, Andrei 2010, îl cunoașteți cu toții. Bă, e un animal când vine vorba de mâncare. Doamne, bă, iară pizza, frate. Parcă nici chef de pizza nu mai am după ce efectiv omul a mâncat 10.000 de pizze. Hai, străiți, domne. Buongiorno, ce mâncați astăzi? Domne, bă, orice vreau să mănânc. Bă, deci, domnule, serviți-mă cu cel mai bun preparat al zilei. Plătesc oricât. Dați-mi ce aveți mai bun. Perfecto, vă recomand pizza margherita. Este făcută în cuptor cu lemne, cel mai bun preparat. Și vă cunosc gusturile, sunteți client fidel. Da, pot spune că sunt un client destul de fidel. Atunci, domnule, pizza margherita să fie. Mergeți la casierie și puneți comanda la angajatul meu. Domnule, nicio problemă, cu siguranță. Suc. Domnule, doresc să plasez și o comandă, vă rog? What? Andrei! Salut! Cum e? Ok, mersi, dar cum de lucrezi aici, Andrei? Adică, ce se întâmplă? Păi ce? Tu, Andrei, ăștia dau pizza gratis? Ai de capul meu. Bă, Andrei, ce ți-am zis eu, mă? Ce ți-am zis eu să nu mai mănânci atâta pizza și literalmente te-ai angajat la o pizzerie să mănânci și mai multă pizza? Măcar primești banii? Gen, măcar ai un salariu bun, bani mulți sau ceva? Nu, sunt plătit în pizza. Poftim, așa am ales. Andrei, eu zic că nu se mai poate așa. Trebuie neapărat să te bagi la o cură de slăbire. Așa că o să discutăm când ajungem acasă. Hai de capul meu, băi. Ce faci, mă? Cine te-a invitat la masa mea, în primul rând? Mănânc cu tine? Du-te, bă, de aici. Nu, du-te, bă, de aici. Bă, frate, omul are o problemă. Pătă-mi o filie de la tine. Bă, Andrei, mi-a luat două filii și tu efectiv ai mâncat 10 pizze acasă. Andrei, nu e ok. Dă-mi una că îți mai dau, eu promit. Andrei, ai o problemă. În primul rând, de ce ai un hanorac cu pizza, gen? Altă dată îți mai las. Andrei, fii atent. Îți dau această filie de pizza dacă faci o chestie, pentru că eu țin la tine și nu e în regulă. Ideea e în felul următor. Deja încep să cam te îngrași, Andrei. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Adică atâta pizza nu are cum să facă bine. Așa că, da, păi, hanoracul ăsta, nu cred că e de la hanorac totuși. Te provoc la un meci de basket, Andrei. Ce părere ai de asta? Ok, hai să mai facem niște mișcare, ok. Hai să vedem, bun. Ok, haide. Nu, bă, ai dat-o afară. Ok, haide, let's go. Mai încet că am obosit. Păi vezi, la atâta pizza evident că obosești. Ia dă-te, mă, ho. Bă, stai puțin. Hop, nu. Oh! Ok, haide, acum. Și asta mai ia. Bă, coș, mai încet. Ai de capul meu, Andrei, am obosit. Ce să-ți fac, frățiorul, dacă n-ai antrenament? Mai lasă pizza. Și știi ceva? Nici nu o să-ți dau pizzele astea pentru că țin la tine. Hai, pa! Dacă vă întrebați de ce conduc o mașină de pizza, ei bine, tocmai ce m-am angajat la livrări, iar chiar acum vom avea prima comandă și primul client, să facem și noi un bănuț la un monument, bă, și piesul ăsta mă băgă destul de nașpa. Da, m-am angajat ca livrator de pizza și prima comandă o avem la stația de autobuz. Și practic, hai să vedem dacă vom face și noi un ban cinstit la urma urmei. Tu ești primul client? Andrei? De ce ești așa gras? Bro, what? Deci am vrut să mă duc la pizzerie cu autobuzul și nu m-au lăsat să intru. Uitați-vă la el! Că nu încăpeam.
Bă, frate, pizzeria e literalmente la o secundă distanță, e aici. Da, dar... What? E prea departe. Ai de capul meu, bă, Andriș. Prea gras. Nu cred că e ok. Frate, cred că nu e ok. Bă, ia, hai să facem o cursă. Ești tare? Ia, hai să facem o cursă. Te ține? Te ține să facem o cursă? Ok, hai, dar ce? Te ține, mă, să facem o cursă? Nu rapid că obosesc? Nu, mă, nu, în niciun caz. Ia, hai să te văd, ia. Hai să te văd la o cursă. Fii atent. De aici până la școală. Vrei? Hai să vedem. Da, fără să sari? Bine, hai să vedem. Deci de aici până la școală, hai. 3, 2, doar sprint. Da, 3, 2, 1, start! Bă, nu cred! Uitați-vă și voi cât de... Bă, nu-i ok. Bă, băiatule. Ai de capul meu. Doamne. Deci pot să stau efectiv să... Andrei, ok, stop. Andrei, ai nevoie de ajutor. Andrei, ești mult prea gras în momentul ăsta. Cred că ar trebui... Nu, stai, oprește, gata, stop cursă. Stop. Hai, vino aici pe trotuar. Bă, băiatule. Băi, ai nevoie de o schimbare. Efectiv, ai nevoie de o schimbare. Și schimbarea nu constă în asta. Nu, n-ai voie. Nu, n-ai voie, nu te atinge. Nu te atinge. Andrei, trebuie să slăbești. Chiar trebuie să slăbești neapărat. Nu! Andrei, uite-te cum arăți, gen. Cum adică nu? Bine, da. Dar ce? Ai dreptate, ok, dar... Tot mănânc pizza, nu? Adică doar... Nu, n-ai voie să mai mănânci pizza, Andrei. Trebuie să faci mișcare. Hai cu mine, urcă-te pe bicicletă dacă poți. Urcă-te, da, normal că nu poți. Ce mă, cum, da. Nici nu mă gândeam că poți să te urci pe bicicletă. Stai așa, că am o altă variantă. Trebuie să te duc undeva, Andrei, de urgență. Ok, hai că iau mașina asta de livrări. Ia urcă, urcă-te, rog. Bă, urcă, Andrei, urcă. Urcă, e sigur că în cap, da, mă, da, hai. Ok, asta e oribil. Bun. Andrei, în momentul de față mergem la sală. Pregătește-te, e timpul să slăbești. Ce? Niciun ce! Andrei, am ajuns la sală și este momentul să faci o schimbare, deoarece ești gras! Ești prea gras! Wow, haide, ușor, Andrei, hai să luăm ușor. Hai să mergem către sală. Bă, ce iei, mă, de acolo? Bă, ce-i în mână? Aruncă ce-i în mână. Aruncă ce-i în mână acum. Aruncă... Andrei, aruncă ce-i! Aruncă tot! Uite-te și tu. Bă, băiatule, ți se... Andrei, ai venit aici? Aruncă! Aruncă tot! Tot am zis! Tot! Ți se pare normal să mergi la sală să mănânci? Mai, Andrei, tot am zis. Tot! Tot! Andrei, tot! Tot! Andrei, tot! Ok. Tot! Am zis! E tot, gata? Ok, bine. Hai să mergem la sala, Andrei. E timpul să slăbești. Uite și tu, frate, suntem cu bodybuilder. Bă, bă, Andrei! Andrei, aruncă ce ai în mână. Andrei, nu să slăbești așa, efectiv. Realizezi și tu, nu? Ok, hai la sală. Ți-am făcut abonament de la Super Premium. Ok, hai. Haide, ia uite. Ai de capul meu, mamă, trebuie să facem o transformare, efectiv, trebuie să facem cea mai mare transformare cu tine. Haide, vino. Mamă, uite-te și tu, frate, uite-te și tu. Așa, neața. Bun, hai, vino cu Andrei, e timpul să faci o schimbare. Hai, vino cu trebuie să mergem, să intrăm în sală, practic. Pe unde intram? Ok, cred că aici era vestiarul. Nici nu mai știu că n-am mai fost la sala asta de 100.000 de ani. Ok, aici sunt dușurile. Da, nu cred că e în cazul. Hai să mergem să ne schimbăm. Andrei, e timpul să intrăm în sală! Woo! Bun, hai să vedem. Pentru început, eu zic să bagi niște bandă. Deci eu îți recomand să bagi bandă. Bă, ușor, nu te urca chiar așa direct. Ușor, stai puțin, stai să o setez aici pe mărimea ta. Ok, gata. Au, bă, stai, ușor. Deci te pui pe bandă când îți zic eu, ok? Să nu se rupă, nu de alta. Ești pregătit? Da, ok. Hai, Andrei, 3, 2, 1 și... Ok, bun. Hai, dă-i drumul la bandă. Mă, ok, ușor. Bă, ce-ai făcut, mă? Andrei!
ce? S-au stricat Andrei, spar banda. Ai rupt-o, ai desfințat-o. Doamne, nu se poate așa ceva. Bă, așa gras sunt. Tu ce crezi? Care-i părerea ta sinceră? Hai, Andrei, trage tare, trage de fiare, haide. Bun, bravo, bravo. Uite, hai că încep să se vadă rezultate. Bun, acum repede, aici, aici, la asta. Hai că, nu știu ce, nu la asta. Nu știu ce trebuie să faci la asta. Uite, aici, aici, vino la aparatul ăsta, hai. Repede, hai că, uite, încep să se vadă rezultate. Așa, trage, așa, ușor, ușor. Că o spargi, ușor. Bun, hai aici, ridică greutatea asta. Repede, haide, hai că, uite, încep să slăbești. Bun, perfect, perfect, perfect. Uite aici, greutatea asta și mai mare. Hai, ușor. Uite, Andrei, parcă ești din ce în ce mai slab, let's go. Hai, perfect, perfect, perfect. Ușor, ușor, că o spargi. Hai, scări, urcă, coboară. Urcă, coboară, mă rog, nu cred că așa cobor, dar mă rog. Hai, hai, bagă scări, 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 non-stop. Hai că fac și eu cu tine. Perfect, perfect, perfect. Hai, sus, jos, sus, jos, sus. Mamă, nu mai pot. Bă, Andrei, Andrei, deja. What? Deja se văd rezultate, Andrei. Nu pot să cred. Uitați-vă și voi. Gata. Andrei, stop, oprește-te. Andrei, ești înapoi la fel. Ai slăbit. Wow. Bravo, mă, Andrei, bravo. Felicitări. Mă rog, de era și în viața reală la fel de ușor, era ceva. Dar totuși o învățătură de minte. Ok, hai să sărbătorim la pizzerie. No, 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 no. Neața. Bă, Andrei, nu știu cum să te anunț, dar sforă-i, adică du-te încolo, efectiv. Cred că nu mai dorm în viața mea cu tine. Deci sforă-i și, gen, efectiv, poți să mai-mi explici încă o singură dată de ce nu mai vrei să dorm singur? Am visat urât. Bă, Andrei, dar nu-i de parcă vine cineva să te mănânce efectiv cât timp dormi? Adică ce treabă are până la urmă, nu? Adică ce legătură are? Păi la casa veche a venit. Da, ok, bine, cum zici tu. Bă, Andrei, nu știu cum se anunț, dar în aproximativ 5 zile reîncepe școala și e gata vacanța. Bă, dar puțin mai durează vacanța asta în Cube City, pe bune. Deci efectiv, bă, dar gen... Dar gen ce? Mă duc să mă ajut pe calculator, lasă-mă în pace, nu mai vreau. Dacă noi stăm aici, cum mergem la școală? Cum a mers de fiecare dată? Cu barca! Și trebuie să ne trezim cu 3 ore înainte. Dar, hei, până la urmă, na, acum suntem mai departe. Păi, cum mai dormim? Că ce? Ai, Andrei, ce să faci? Dormim o oră. O să ne trezim cu 5 ore înainte. Nu, bă, fii atent. Ia, propune-mi. Hai că stau așa pe șezlong și vreau să aud propunerea ta. Ia, mergem cu avionul. Asta e propunerea ta. Am o idee riscantă. Nu merg cu avionul la școală. Îmi pare rău, nu sunt suficient. Nu-mi permit momentan să merg cu avionul la școală. Dacă asta vrei să propui. Hai acolo că sunt 2 șezlonguri. Ok, hai, zi, care e ideea ta șocantă? Zi. Ok, deci m-am gândit. Atenție, deci Andrei a gândit de ieri și ce? Și cum ar fi să ne mutăm iar, dar stai, ascultă-mă până la capăt. Ai de capul meu. Deci, casa asta e prea frumoasă încât să ne mutăm de aici. Deci, păi stai, ori ne mutăm, ori nu ne mutăm. Cel mai bine asta rămâne casa de vacanță, ce zici? Tita, mai vii la casă de vacanță, ai nebunit? Doamne ferește! Păi și unde altundeva să ne mutăm ca casă principală, gen? Că noi suntem milionari, noi avem 15 case! Am o idee! Andrei, nu ne putem muta în pizzeria din orașul cu școala, ai nebunit? Cum să ne mutăm aici? De ce? Și efectiv am bătut tot drumul degeaba, literalmente degeaba am bătut tot drumul. Asta vrei să-mi spui mie? Nu, eu aici mă mut, hai pa, Andrei, oprește-te, știi că nu poți să faci asta, vino înapoi, dacă tot am venit până aici, băi, dacă tot am venit până aici, hai să, n-ai zis, într-un fel n-ai o idee rea, pentru că ne-am putea muta într-un fel aici, în, în orașul ăsta, numai că, ce, bă, ce, la pizzerie, nu la pizzerie, că n-ai cum, nu, Andrei, nu putem cumpăra mașina de pizza.
De ce? Pentru că nu este a noastră. În schimb, hai să ne urcăm pe biciclete, Andrei. Hai să fie mașina noastră personală, Andrei. Nu poți să cumperi o mașină de pizza să fie personală. Andrei, ia bicicleta și hai să ne gândim. Bă, Andrei, pe bune, mă enervezi. Nu pot să iei o mașină de pizza să fie mașina. Urcă-te pe bicicleta acum. Urcă-te pe bicicletă. Dacă tot m-ai adus până aici, există vreo casă de vânzare în orașul ăsta pe care am putea să o cumpărăm? Măcar, gen, există orice casă de vânzare, pizzeria nu poți să o cumperi. Ce? Vezi că ce? Ia. N-ai acordat prioritate în sensul giratoriu. Bă, Andrei, suntem singurii pietoni, efectiv. Și acum staționezi. Ok, știi ceva? Merg pe jos. Ce părere ai de asta, a? Ia zi, nu mai sunt vehicul. Andrei, nu mai sunt vehicul. Andrei, tu vezi ce scrie aici? Traduce-mi, te rog. Tradu-mi, urgent. De vânzare. Și e destul de frumoasă. Andrei, nu pot să cred. Efectiv, casa asta e literalmente aproape de școală, nu de pizzerie. De ce efectiv totul se rezumă la pizza, Andrei? De ce totul se rezumă la pizza? Deci casa asta este frumoasă, e aproape de școală, aproape de pizzerie și de vânzare. Hai să o luăm. Ok, două secunde, trebuie să sun la numărul proprietarului și să vedem cât costă. Bă, Andrei, am vorbit cu proprietarul și casa costă undeva pe la 50.000 de dolari. Și, ghișe, avem banii ăștia. Cum adică ce, mă? Păi, ce ieftină e, exact! Așa că am vorbit cu el și acum o să ne dea actele și o să le dăm banii și cheile. Și unde e cine? Unde e cine, Andrei? Unde e cine? Cine unde e? Proprietarul să-i dăm banii în spatele tău. Ok, să trăiți, băieți, haideți să facem documentele. Ok, Andrei, rămâi aici, fii atent, facem în felul următor. Tu du-te în casă și vezi care-i treaba, pentru că, în primul rând, nici măcar n-am văzut-o, gen, nici măcar nu știu ce cumpăr, gen, cred că totuși nu așa fac afacerile, dar, da, actually, hai să vedem. Domnule proprietar, ok, ia-mă, Andrei, ești nebun, nu e rău, bă, vezi că e tare, da, bă, asta chiar e mișto. Nu te cred că are. Wow, nu pot să te cred. Uite, bă, WC. Ce, mă? WC? Zici că noi n-aveam WC sau ce? Da, bă, ce mișto ești, nebun. Oh, bă, vezi că e făcută cu bun simț. Mamă! Oh my god, oh my god, oh my god. Ce ai acolo, mă? Ce s-a întâmplat? Ce? Mamă, asta e camera ta? A mea? Bă, dar tu ai view mult mai mișto aici. E mult mai mișto camera ta. Dar și camera mea e mișto, n-ai ce să zici. Vezi că e tare? Și a ta? Da, vezi că e chiar mișto. Bă, eu zic că merită. Eu zic că chiar merită să o cumpărăm. Așa că hai că facem în felul următor. Mă duc cu proprietarul să fac actele. Iar tu, nu știu, fă ceva util, gen, revin imediat. Mă mai uit pe aici, da, fă chestia asta, mă duc să fac actele. Domnule proprietare, mi-a făcut plăcere, vă mulțumesc pentru acest keyboard cadou, chiar o să-l folosesc. Mi-a făcut plăcere, să trăiți o zi spectaculoasă de colecție, vă urez. La revedere. Bă, stai, mă, Andrei, ce urli așa, că te aud aici, ești nebun. Ia vezi, mamă, cum merg pe skateboard. Vino că ce? Bine, mă! Ia! Hai să vedem ce facem, Andrei. Bă, Andrei, uite ce skateboard mi-am luat. Uhu! A venit mâncarea și a mâncat-o deja. Bă, stai, bă, ce bei, bă? Ce? Bă, Andrei, ce-ai băut? Andrei, ce-ai băut? Andrei, ăla era poison. Bă, unde ai avut? Andrei, de unde ai făcut rost de poison? Bă, ajutor, Andrei. Andrei! Uite-l, mă, băiatule, nu vă panicați. Ia, ce, uite, ia că și-a scăpat sticla. Ce era asta, mă? Poison, de unde a făcut rost de poison? Bă, și voi asta era skateboard-ul. Da, deci nu vă panicați, în momentul de față Andrei mă spamează pe Discord. Pe seria asta, Cube City, dacă mori, pentru că, practic, omul meu nu știu cum a reușit să bea poison să moară, efectiv, deci rip Andrei. Ca să-i dau respawn, oameni buni, trebuie să fac un turn de diamant, să pun un beacon sus de tot. Dar ghicișe, nu am nici diamant, nici beacon, așa că Andrei, paftă, rămâi acolo până eventual îți face alcon sau ceva. Bă, dar nu pot să las așa, e prietenul meu până la urmă. Da, oameni buni, aparent Andrei 2010 a murit, din păcate.
Dar se rezolvă. O să-l ajut pentru că sunt un bun prieten de-a lui și am să fac un turn de diamant și un beacon pentru a-l respawna. Dar asta o să dureze 1000 de ani. Da, ghici și ne s-a trezit într-un episod de Minecraft Dar sau cel puțin într-o serie de Minecraft Survival. Ei bine, eu, pentru că acum oameni buni trebuie să încep să fac un survival clasic. Practic să o iau de la zero și să încerc să iau foarte multe diamante, un beacon și desigur să... Mă, ce m-a lovit? Ok. Andrei? De ce ești o vacă? Andrei, bă, what, ce se întâmplă? Ajutor! Andrei, de ce ești o vacă? Explică, n-are niciun sens. Andrei, cum? Andrei, visez? Andrei, un vis? Bă, în ce? În vie. Ok, Andrei, nu știam că am adăugat modul ăsta, sincer, pe serie. Nu mai suport să fiu vacă puturât. Ok, Andrei, încerc tot, fac tot posibilul, te rog. Ok, mai repede, încerc. Poți să mă ajuți dacă tot poți să te transformi în chestii. Exact, fă ce știi tu să faci. Da, eu nu mi-aduc aminte, sincer, să fiu băgat modul ăsta, sincer, în serie, dar... mă rog, cum spune Andrei? Bă, da, unde-i vaca? Andrei a dispărut. Ok, mă rog, mă aștept la orice, sincer. Hai să... Mă, ce mă mai lovește? Nu, unde, bă, unde ești, mă? Nu mai suport. Unde ești, mă, Andrei? Tu ești? Andrei! Tu ești, mă? Care ești, mă? Andrei! Andrei, aici? Aici, prostule, care ești? Andrei, de ce ești o găină acum? De ce ești... Andrei, ăsta cred că e cel mai amuzant mod pe care l-am băgat pe serie, gen. Dacă mori, te transformi într-un animal random, efectiv. Mai repede, bă, știu că ce. Ai de cap, știu că e un request ciudat, dar ce? Ce dorești de la mine, Andrei? Poți să spargi și tu niște iarbă să-mi dai semințe, te rog? Ok, Andrei, ok, orice pentru găina mea preferată. Ok, poftim, ia, poftim. Ok, da, e o chestie destul de ciudată, deci cred că ar trebui să amplific munca și gen să te brembi odată. Ia, ce mi-o oferi? Ce mi-ai oferit? Oh, lemn, ok, mersi. Nu credeam vreodată că o să primesc lemn de la Andrei 2010, care e de fapt o găină, gen. Da, dar ce, eu pot să zbor? Da, aici n-am ce să-ți comentez, într-adevăr, n-am ce să zic, dar asta nu contează, Andrei. Oleu, unde era să cad? Vai de mine. Mamă, bă, ia stai puțin, am nevoie de crafting. Bă, ce? What? Andrei, de ce ești un porc acum? De capul meu. De aia, bă, Andrei, ești un porc și o să mănânc porc ceapul din tine. Bă, n-am viață. Da, cred și eu, ești un porc, gen. Dar, ok. Bă, sigur nu ești tu, Andrei 2010, ai mai mult da, cred că nu e. Bun, bă, Andrei, eu nu știu dacă observi, dar lucrezi intens la recapătarea ta, gen să revin apoi în forma ta de Andrei 2010, gen lucrezi destul de intensiv, ok, dăm morcovi. Andrei, trebuie să înțelegi că eu încerc aici să te reînviu pe tine și nu pot să satisfac poftele tale de animal, înțelegi? Așa că dispar de aici! Ok, bun, revenind... Eu practic tot pentru el muncesc și el vine cu pretenții. Da, să-i dau morcov sau da, adică what? Ok, Andrei, fii atent. Mergem să căutăm un sat. Ia-o pe acolo. Exact pe acolo. Nu pot să cred. În sfârșit un village. Mamă, nu mai aveam mâncare, frate. În sfârșit, hey, bailuri. De Andrei 2010 țin să vă anunț că m-am pierdut. Adică nu știu unde e tipul. Gen, nu știu unde e, dar important e că el trăiește o viață de mob random în momentul de față. Și eu încerc să... Fac chestia asta, îi dau respawn efectiv. Ok, hai să vedem dacă villagerii ăștia au vreo ofertă, gen... Bă, fiți iar musca să-ți fie, iar mă bat cu muște pe clip. De fapt nu, era o mini gânganie. Ok, tu ce oferte ai tu? Ce asta, bă, frate, pe bune? Bă, ce? Andrei, care ești? Andrei, eu am oferte mai bune? Ești un villager acum. Ai de capul meu. Bă, deci fii atent. Ia, zi-mi oferta ta. Ce oferte am, ia. Vreau să știu. Deci, ia, fii atent, care e o ofertă incredibilă, cred, pentru mine. Deci, ia, hai să vedem. Ce ofertă ai pentru noi?
pentru silențiu aici. Tu îmi dai 100 de pizza, eu îți dau un emerald? Da, bă, sincer, nu cred că îmi convine, îmi pare rău. Uite, mă, ce oferte de 3 lei are Andrei 2010 villager, ok, el villager, repede. Hai de capul meu, a, da, ce, bă, what? M-ai refuzat? A, nu, 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 scuze. Bă, frate, nu se mai poate, parcă deja nu mai suport, ești de bun pe Andrei 2010, care e orice, frate, zici că e actor plătit într-un film, pe bune. Mă, ce, ia... Andrei, cum ai ajuns salamandră? Deci fii atent. Nu, cred că nici nu mai vreau să fiu atent. Ascultă-mă puțin, deci eu, deci tu, ce ai de face așa? Eu ca salamandră, așa, am descoperit, ce ai descoperit? Ia, o comoară secretă, bă, ești nebun. Și în ce constă? În apa aici, ia, du-mă la ea, hai să vedem. Conține, ce conține? Fix ce trebuie, fix ce trebuie să mă reînvii? What? Păi du-mă la ea, unde? Hai, vreau să o văd. Hai, Andrei, hai, du-mă. Deci, haide, mă, mamă, bă, dar eu nu pot să not, ajutor. Deci era ceva gen pe aici? Hai mai repede, că eu de-abia pot să merg. Uite. Uite, și se duce cu 3000 de kilometri la oră, gen. Vino. Frate, eu de-abia pot să not, efectiv. Hai de capul meu. Nu-i vina mea că mergi cu 3000 la oră. Stai că o iau pe mal, hai. Unde? Ce? Acolo e? Bă, ești nebun? Haide că... Mamă, câte diamante! Și beacon! Ok. Andrei! Nu pot să te cred. Nu te cred. Stai, rămâi în apă că ești o salamandră și literalmente nu poți să respiri. Ok, bun. Hai. Haide. Mamă, stai, cum făceam turnul ăsta? Ok, stai așa că mă descurc. Ok. Mamă, să nu dau un bară, că am mai făcut asta odată. Ok, bun. Hai zic. Bun. Pam. Ok. Stai. Nu. Gata, acum ar trebui să meargă. Merge! Oh my god, am mers. Merge! Andrei, unde ești? Andrei? Andrei, ești salamandră! Bă, merge sau nu? Andrei, uite, gen, am făcut turnul cu tot cu beacon, gen. Oh! What? Andrei! Ai de capul meu! Oh my god! Mersi! Da, ok, dacă mai dai mine mor. Acum, Andrei, de unde ai făcut rost de sticla aia de poison, gen? De la care i-am pornit? Deci, ia, deci a venit curierul cu mâncarea și mi-a dat suc. Doamne ferește. Bă, ce ți-am zis eu să nu mai accepti chestii de la străini?